Și aș vrea, dacă se poate, Doina, să îmi confirm imediat că chiar suntem. Doamne, n-am știut că sunt atât de mulți pași, că aș fi început de aseară. Cineva ne apelează, dar nu. Acum intrăm. Întreabă lumea dacă. Păi da, în principiu asta fac, dar pur și simplu merge mai greu. Bun. Suntem live undeva, Doina? Mă uit și văd. Și am întrebat pe cineva să vedem dacă se vede. Mie Deocamdată. mi-apare că, dacă îmi permiți, Doina, mi-apare Da, pe te rog. ecran că este live în Facebook. Este, Ok, da? înseamnă că suntem live. Înseamnă că Se suntem. și vede. Aurora, vrei să verifici, te rog, dacă se și vede? Da. Imediat intru să văd. Da. Mie mi-apare că am fi. Acum. Înseamnă că probabil că suntem. Da, se vede, se Ok, vede. înseamnă că suntem live pe În Facebook. cazul Înseamnă ăsta, 3, 2, 1, Doina e cuvântul. că... bună dimineața și bine v-am găsit la prima ediție online a Cafenelei Merito la Galați. Suntem extrem de bucuroși și mândri că putem face lucrul ăsta și online. Astăzi avem onoarea să avem niște invitați grozavi pe care noi ne-am dorit de foarte multă vreme să-i strângem la un loc și iată, când îți dorești foarte mult câte ceva, acel lucru chiar se și împlinește. Casa Corpului Didactic și echipa de la Casa Corpului Didactic vă mulțumește foarte mult că sunteți alături de noi și vă invită să beți cafeaua împreună cu noi și cu invitații noștri. Eu sunt Doina Geru și sunt directorul Casei Corpului Didactic și colegul meu, Doru Căstăian, va face oficiile de gazdă astăzi și va prezenta invitații. Doru, te rog. Mulțumesc foarte mult, Doina. Sper să mă descurc cu toate, cum să spun, sarcinile de serviciu pe care le am azi. Am să o fac cu cea mai mare plăcere și cu cea mai mare bucurie. Sincer, am așteptat, cred, mai mult decât toată lumea întâlnirea asta și pentru că am ocazia să revăd niște oameni absolut extraordinari pe care îi admir și pe care îi urmăresc de foarte mult timp și în același timp pentru că de când există tipul ăsta de întâlniri a devenit o plăcere să întâlnești colegi, să întâlnești colegi atât de fain și altfel decât în interiorul acelor chestii cu care ne-am înveselit cu toții cariera de-a lungul timpului și care se numeau consilii profesorale, nu? Vorba aceea, am fost în atâtea consilii și am supraviețuit cu toții, prin urmare, felicitări. Și ca să nu mai lungesc, pentru că sunt convins că lumea nu ca să mă audă pe mine s-a înscris, am să fac o prezentare foarte rapidă a invitaților. Ideea generală a conferinței, o să vedem dacă ea o să meargă 100% conform planului, dar cel puțin vom spune ceea ce ne propunem să facem. Tema generală a acestei cafenele este una foarte largă, e o pălărie largă și am avut multe discuții filozofice de-a dreptul cu Dan și cu Monica și cu alți invitați.
despre cum ar trebui să facem ca să-i dăm o aparență coerentă și să nu punem pur și simplu să lipim cu super glue niște chestii disparate. Ideea cafenelei a venit, bine, ideea de a face o cafenea merită la Galație veche și cred că am discutat-o cu Dan și cu Tony împușcat-o, cred că am discutat-o încă din iarnă, când nu știam că o să vină boleșnița asta peste noi și n-am vrut să renunț la ideea de a începe la Galați o cafenea merită. Și de aceea am spus să începem să o facem, chiar dacă o să începem în varianta aceasta online. Dar toată lumea ar trebui să știe că cel puțin în principiu ne propunem că atunci când se va putea această cafenea să se desfășoare și cât se poate de fizic și face to face. Am înțeles că vom avea 3 zile libere acum cu ocazia alegerilor. Nu știu dacă știe cineva dacă se mai deschide școala după sau nu. În fine, dacă nu se mai deschide, putem începe să ne facem cafenelele. Și ideea e destul de simplă. Ideea este să creăm un spațiu în care profesorii să poată să se întâlnească și să socializeze într-un mediu semi-formal, să spunem, sau chiar informal. Și acolo să se întâmple lucruri care să ne ajute pe toți. Pe de o parte să ne simțim mai bine în hainele noastre, pe de altă de profesori, pe de altă parte să învățăm de ce nu lucruri unii de la alții. Eu cred că suntem în plin proces de coagularea unor energii bune în învățământul românesc. Chiar cred asta. Sigur, și aici am avut discuții filozofice cu mulți oameni de-a lungul timpului, cărora le înțeleg, cel puțin parțial, scepticismul. Însă eu chiar cred că asta se întâmplă. Faptul că de luni de zile se întâmplă webinarii de toate felurile care au sute de participanți arată că oamenii au nevoie să fie unii cu alții și să învețe unii de la alții. Tema generală a cafenelei merită de azi este, i-am spus, școala emoții. Pentru că ni s-a părut un titlu suficient de larg și de generos ca să adune toate contribuțiile pe care o să le auziți astăzi. Și cel puțin în principiu, intervențiile sunt gândite cam în felul acesta. O primă parte în care vor vorbi Vlad Stroescu, care este un bine cunoscut și remarcabil și absolut șarmant psihiatru. Mulțumim, Vlad, că ești cu noi. Și psihoterapeutul Sandrina Amindu, care e cel mai popular om de pe Facebook, deși n-are Facebook. Am fost foarte plăcut surprins să văd cât de cunoscută și de iubită este Sandrina în comunitatea gălățeană. Iar cei doi specialiști, să spunem, vor avea niște prezentări, din câte înțeleg, ceva mai tehnice despre cum putem gestiona, cum putem trăi cu emoțiile intense și contradictorii pe care un început de an atât de bizar ni le-a adus fiecăruia dintre noi. Celelalte prezentări, veți vedea, sunt prezentări variate, care într-un fel sau altul se învârt în jurul acestui filon tematic comun. În jurul felului în care noi și elevii noștri reușim să ne legăm unii de alții în anumite momente, exact prin intermediul acestui mecanism extrem de complex și fascinant al emoțiilor. Nu vreau să fac spoilere și sunt foarte bun la chestia asta, prin urmare o să mă abțin. Nu vreau să spun nimic. Eu am văzut niște teasere și preview-uri din prezentări și sunt convins că vă vor ține cu sufletul la gură. Acum probabil vă gândiți, bine, numai dacă mai tași mata odată și lași pe oameni să vorbească. Gata, eu am ajuns la final, la finalul introducerii mele. Rugămintea va fi pentru participanți să țineți microfoanele pe mute,
și să le dezmuțiți, ca să spun așa, doar în momentul în care veți pune poate întrebări. Deși în programul inițial am spus că va fi o singură sesiune Q&A de întrebări și de răspunsuri la final, cred că vom proceda un pic altfel și vom permite să le fie adresate invitaților întrebări, o întrebare, două, și imediat după prezentare, ca să nu se piardă efectul și să nu se piardă ideile. Sigur, vom păstra, dacă va fi nevoie, și o sesiune de final. Vom prelua întrebări și de la cei care sunt în Zoom, vom prelua întrebări și de pe pagina de Facebook. Primul invitat și prima prezentare este cea a lui Vlad Proescu. Din momentul ăsta, Vlad, ai legătura, ca să spunem așa. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Mi-aduc aminte prima oară când te-am cunoscut la o prezentare la Humanitas și mi-am zis, Doamne, cât de vie și... Adică eu nu sunt un filozof, Doamne ferește, departe de treaba asta, nici profesor nu sunt, deși am avut experiența asta. O vreme am predat unor psihologi niște cursuri de psihiatrie, dar întâlnirea noastră de atunci era una destul de filozofică și m-am gândit, uite cât de vie și interesantă poate să fie o discuție filozofică și nu doar sterilă și scorțoasă. Și de atunci îți port o mare admirație, sper că mă ierți că îți fac declarația asta în public și sper că se aude bine. O problemă, admirație reciprocă. Admirația este absolut reciprocă. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai spus, chiar și pentru remarca, nu sunt filozof, Doamne ferește. E ok. Nu, Doamne ferește, nu mi-aș aroga o asemenea pretenție, pentru că mulți și-o arogă și, de fapt, au instrumentele necesare să facă treaba asta. Și deși sunt psihiatru, nu mă aflu aici în calitate de expert și nu mă aflu aici în calitate să vă de profesor al unor profesori. Nu vreau să predau nimănui nimica. Și m-am tot frământat pe partea asta, pentru că, de asemenea, mi s-ar fi părut o destul de mare aroganță ideea că aș putea să explic unor oameni care trăiesc treaba asta zi de zi cum să-și gestioneze suferințele, bucuriile și toate provocările pe care le au. Așa că singura mea posibilitate de a putea face față onorabil întâlnirii ăsteia este să fiu aici în calitate de frate al dumneavoastră, ceea ce și asta e o destul de mare aroganță. Însă e ceva care ne unește. E ceva care unește identitatea mea cu și identitatea noastră a doctorilor și a psihiatrilor, indiferent de specialitate, cu cea a celor care predau, a profesorilor, a învățătorilor, a educatorilor în general. Și anume faptul că, cum un clișeu bine cunoscut o spune, meserile noastre sunt meserii vocaționale. Ce-o fie aia meserie vocațională? M-am întrebat și eu de la bun început. Vocatio e un cuvânt din Biblie, înseamnă chemare, acolo, în Noul Testament e folosit și din cauza asta am avut o oarecare, m-am ferit. Eu sunt pentru separarea puterilor în stat și nu-mi place să amestecăm lucrurile, să generăm așa un fel de doză de misticism în ceea ce privește noblețea profesiilor noastre respective și mărturisesc că multă vreme pur și simplu am refuzat să cred că există așa ceva, un concept numit vocație. Un vechi profesor din facultate spunea că orice meserie e grea și tâmplăria și șoferia și toate meserile sunt pe picior de egalitate până la urmă. La fel și medicina, la fel și profesoratul. Alții din contră, mi-aduc aminte că la o prezentare științifică am spus că meseria mea e psihiatru și conducătorul științific al prezentării a zis să nu mai spun așa ceva, că a mea e o profesie, nu este o meserie. Ca și cum ar fi o ierarhie, profesia, mai jos e meseria și mai sus e profesia. Și toate lucrurile astea mi se păreau, sincer să fiu, aiureli. Și cu toate astea era ceva totuși foarte diferit în ceea ce făceam și fac eu și în ceea ce faceți dumneavoastră. Ceva destul de simplu și am avut revelația asta. Am avut practic revelația că ce facem noi este o vocație și o să vă spun cum am avut-o. Citind o cărțulie pe care vă recomand cu drag. E o cărțulie subțire și foarte dramatică. E scrisă de un neurochirurg, Paul Kalaniti îl cheamă, și a scris-o după ce a aflat că are cancer în stadiu terminal.
și s-a grăbit să o scrie și nu trebuie să vă speriați, pentru că nu e o cărțulie pesimistă și tragică și o jelanie și nici măcar, cum să spun eu, extrem de tensionată cum sunt altele, ci este pur și simplu o încercare foarte concentrată de a face un pic de sens legat de, nu de sensul vieții în general, ci de misiunea medicului și a oamenilor pe pământ. Și pentru că omul ăsta n-a avut timp, a spus foarte concentrat niște lucruri, le-a simplificat foarte mult. Și mi-aduc aminte cum în două rânduri a simplificat definiția vocației. Și spunea, bineînțeles că medicina este o vocație, pentru că dacă n-ar fi, este un job așa de greu și de urât încât nimeni n-ar vrea să-l facă. Și atunci singura explicație este că există ceva, există un factor care ne împinge să facem lucrurile astea. Să facem ceva în loc să stăm, nu știu, să deschidem o prăvălie. Cred că și aia e o vocație până la un punct. Dar sau să facem ceva mult mai, care se adresează unui cerc mult mai restrâns de oameni și să avem în vedere, în primul rând, beneficiul nostru și al celor care ne sunt dragi, ceea ce este de asemenea foarte onorabil. Cu toate astea ne-am ales niște chemări, ne-am ales niște activități în viață care vin la pachet cu o responsabilitate enormă. Nici nu putem să fim conștienți permanent de responsabilitatea asta, că n-am putea să o facem altfel. N-am putea. Dacă ne-am gândit tot timpul la impactul fiecărui cuvânt și fiecărui gest pe care îl facem, cred că ne-ar fi foarte greu. Și se pune problema de ce totuși am făcut treaba asta. Și cred că este important, pentru că ce se întâmplă acum în zilele astea vine la pachet cu ceea ce înseamnă vocație și chemare. În primul rând, cred că explicația e una naturală. Nu cred că e nimic mistic în treaba asta. Dacă nu, cumva și misticismul are explicații cât se poate de naturale. Și aș vrea să mă refer la lucrările unui alt faimos cercetător care a devenit și foarte popular în ultimii ani, Franz de Waal, un mare etolog, care vorbea despre empatie și altruism în lumea animală. Și fără să exagerez prea mult, cred că poate că există chemări și vocații chiar și la cimpanzei. Pentru că altruismul sau preocuparea dincolo de interesul personal este ceva larg întâlnit nu doar în lumea oamenilor. Chiar și păsările l-au. Și pe măsură ce avansăm în complexitatea organismului, întâlnim tot mai mult comportamente empatice. Adică întâlnim comportamente ce depășesc orizontul foarte îngust al interesului propriu. Și asta poate părea un paradox, pentru că nu e așa, trebuie în primul rând supraviețuire și după care tot restul. Și uneori e ciudat că ne punem interesele altor oameni deasupra intereselor noastre. Dar asta facem și noi oamenii și cred că greșim căutând mereu motivații foarte intime sau personale legate de ceea ce facem lucrul ăsta. Cred că în cele din urmă există o motivație transpersonală, un impuls care ne depășește, dar care nu vine din, sau poate veni, habar n-am, nu e locul meu să spun. Nu sunt niște îngeri care ne-au chemat prin trompete, ci este un impuls natural al omenirii de a merge spre mai bine. Asta nu înseamnă că lucrul ăsta nu se reflectă și în motivațiile noastre personale. Există unii cinici care spun că motivațiile personale ale oamenilor nu sunt niciodată altruiste, că altruismul este un mit, că căutăm adesea sub masca altruismului, căutăm o recompensă, chiar dacă e doar o recompensă simbolică. Căutăm să ne satisfacem propria noastră imagine narcisică sau că căutăm pur și simplu prestigiul care vine cu și banii care vin cu, de pildă, titlul de profesor sau de învățător. Știm cu totul că asta aduce foarte mulți bani și foarte multă imagine pozitivă în societate. Și toată lumea iubește mult și pe doctor și pe profesori. Și așa cum și ne înțelege mai ales. Dar nu este adevărat. Cercetători consistente au arătat că, în mod paradoxal și greu de acceptat, da, așa e, cineva mi-a spus, a menționat titlul cărții pe care o citam, aceea este When Breath Becomes Air de Paul Kalanithi. Există altruism real. Este destul de rar, adică e adevărat că predomină motivațiile pseudo-altruiste și egoiste, dar există și altruism cât se poate de autentic în comportamentele umane, inexplicabil pur și simplu prin recompensă sau reflexe condiționate pozitive. Și cred că trebuie să îmbrățișăm lucrul ăsta și asta să ne facă să ne crească puțin stima de sine, pentru că există într-adevăr o noblețe intrinsecă profesiei noastre.
Doar că lucrul ăsta nu este lipsit de riscuri și treaba mea de doctor este să vorbesc în primul rând de riscuri și de lucrurile rele care se petrec în viețile noastre. Și am încercat să le clasific în câteva categorii. Există să ai o chemare, vine la pachet cu o oarecare alienare. Știu că cuvântul este foarte greu, dar mi se pare că este real. În momentul în care o luăm pe panta unei chemări, cum este cea de profesor, ne depărtăm de restul lumii. Așa se întâmplă și cu doctorii. Doctorii au chiar și rituri ale inițierii, lucru care este foarte tipic pentru ceva ce te separă de restul lumii. De pildă, noi în anul 1 și 2 trebuie să stăm la sala de anatomie și să disecăm toată ziua, îmi cer scuze că spun asta, cadavre de oameni ca să învățăm anatomia. Și lucrul ăsta are, în primul rând, un rol de rit al inițierii și nu un rol de... Nu, sper să... Dacă mă ascultă un profesor de anatomie de la medicină, îi cer scuze, dar eu am uitat aproape toată anatomia pe care am studiat-o atunci. Deși mi s-a întâmplat să... O să le transmită. Ok. Deși am stat să tocesc acolo fiecare firișor, așa, toată munca aia enormă, de fapt, a avut o funcție simbolică. A avut funcția simbolică a stăpânirii de sine. Dacă ești în stare să suporți autoritatea morții cu un interes și cu o curiozitate științifică, atunci vei putea să faci chestia asta și pe parcursul carierei. Nu știu dacă profesorii au asemenea rituri ale inițierii, mă rog, nu neapărat astfel colorate. Aș fi foarte interesat să știu dacă există așa ceva în carierele dumneavoastră sau la începutul lor. Se numesc inspecții. Aoleu, este mult mai rău decât mă așteptam. Mă întorc la conceptul de alienare. Există alienarea întotdeauna o monedă cu două fețe. Există o alienare intrinsecă a mediului în care trăim. De pildă, mediul medical poate foarte adesea să devină unul excesiv de ierarhic sau de macist sau unul în care nu este permis să-ți arăți vulnerabilitățile. Unul destul de primitiv, de concurențial în sensul nefast al cuvântului. Foarte multă vreme expunerea publică era interzisă medicilor. Foarte multă vreme să vorbești despre suferința medicului era un tabu absolut. Nu ne era permis să vorbim despre chestia asta. Acum, din fericire, este din ce în ce mai multă voie și nevoie să vorbim despre ce ni se întâmplă în mediul uneori foarte închis al medicinii. Aș vrea ca lucrul ăsta să se întâmple și pentru profesori, pentru că știu că se întâmplă tot felul de lucruri care merită scoase la lumină și pe care nimeni nu le scoate. Și există o alienare extrinsecă. Este ceea ce numim presiunea socială. În momentul în care ne asumăm un rol extraordinar de important pentru societate, fundamental, adică fără de care nicio societate nu poate funcționa. Și te rog, Doru, dacă vorbesc prea mult, să mă tragi de mânecă, să închei mai repede, că am impresia că umplu foarte mult timpul. În fine, societatea pune presiune pe noi. O să vă dau un exemplu scurt. Foarte des, de la noi, psihiatrii, societatea are pretenția să fim un fel de temniceri, să ne ocupăm de persoanele nedorite ale societății. Când se întâmplă vreo crimă atroce publică foarte publică și foarte mediatizată, foarte multă lume se întreabă, băi, dar ce făceau psihiatrii? Omul ăsta a trecut pe la psihiatrie, de ce nu l-au închis? De ce nu l-au dat la o parte ca să nu mai avem de-a face cu el? Și asta este un lucru extrem de nociv în cele din urmă, pentru că este ceea ce ține oamenii departe de ajutor atunci când e nevoie. Teama de a fi, de a cădea sub stigmatul psihiatriei. Există presiune și asupra profesorilor din partea societății. Eu nu sunt profesor ca să îmi dau seama din partea dumneavoastră, dar sunt membru de presiunea asta, dar sunt membru al societății. Și îmi dau seama uneori de cerințele absurde pe care societatea le impune cu forță și cu agresivitate asupra dumneavoastră. Mi se pare că adesea societatea vrea ca dumneavoastră să fiți ca și psihiatri, să zicem, un instrument al fricii. Îmi măsor cuvintele, dar așa mi se pare. Cred că, adică nu cred că exagerez. Cred că adesea societatea ar vrea de la dumneavoastră să impuneți o nivelare a oamenilor, să impuneți un respect pe care după aia să fie translatat la nivel social. Și nu cred că ăsta este rolul profesorilor. De asemenea, societatea vrea de la școală să creeze forță de muncă adaptată, docilă, versatilă și iarăși nu cred că asta este rolul societății.
rolul școlii. Cred că rolul școlii este până la urmă unul individualist, chiar dacă funcția școlii este una socială. Adică cred că, dar poate greșesc aici, mi-asum iarăși o aroganță de a spune care e rolul profesorilor. Dar mie așa mi se pare că, făcând paralela asta cu medicina, așa cum pentru medic scopul suprem este binele fiecărui om în parte, individual, scopul profesorului este propășirea și dezvoltarea pe toate planurile a fiecărui copil și a fiecărui elev în parte, indiferent de vârstă. Și nu neapărat propășirea socială și ungerea cât mai bună a mecanismelor care în sistemul ăsta inconștient de prejudecăți pe care le avem ar face sau nu societatea să funcționeze mai bine. Și uitați ce se întâmplă acum. Este o presiune enormă pe profesori și li se pun în cârcă profesorilor sarcini care n-ar trebui să aibă nicio legătură cu profesoratul și cu predatul. Câți dintre dumneavoastră stau în perioada asta să tot configureze niște tablete niște tablete. Faceți chestii de-astea? Sau, mă rog, câți dintre dumneavoastră sunteți obligați nu doar acum, ci în general să vă ocupați de o enormă birocrație? Ăsta este rolul profesorului, să completeze hărțoage și dosare și bibliorafturi care trebuie depuse nu știu unde? Nu cred. Și să vă mai spun un lucru. În medicină sunt niște studii americane care au arătat că birocrația se corelează cu rata suicidului la medici. Cu cât un sistem este mai birocratic și cu cât pui mai multe sarcini în cărca medicului, cu atât medicii din acea populație vor fi mai deprimați și vor încerca chiar să-și pună capăt zilelor. Birocrația este un mare factor de risc al sănătății psihice. Și cred că ar trebui să fim mult mai atenți și să o epurăm la maximum și să dăm tot ceea ce este în plus la maximum de dragul celor de care depinde viitorul copiilor noștri. Un alt risc al chemării, al vocației, al profesiilor vocaționale, este faimosul sindrom de burnout, despre care se vorbește așa de mult, e aproape o marotă. Burnout, burnout peste tot, ni se propun soluții de burnout. Vedeam zile trecute o reclamă care mi-a sărit în ochi, că dacă mănânci nu știu ce amestec de buruieni și acizi grași de nu știu de care, te vei vindeca de burnout și te vei putea întoarce să fii un membru productiv al societății. Ni se propun cursuri despre cum să ne dezvolți, cum să scăpăm de burnout și cum să ne protejăm împotriva burnout-ului. Am putea face o conferință aparte doar despre ce înseamnă burnout-ul, dar aș vrea să subliniez un lucru. Burnout-ul nu e niciodată vina dumneavoastră, dragi frați de suferință. Burnout-ul este întotdeauna vina sistemului și a presiunii care se pune pe dumneavoastră. Să spui că burnout-ul e o boală, o bubă în capul unui om și să-l trimiți la doctor să-și rezolve singur problema este o mare eroare. Burnout-ul este întotdeauna vina celor care ne conduc, vina managerilor, vina celor care gestionează sistemul. Sau hai să zicem că nu e vina lor, dar ei sunt responsabili cu treaba asta. Burnout-ul e o disfuncție de sistem. Ce înseamnă burnout? Probabil că cu toții știm, dar burnout înseamnă, în cuvinte cele mai simple, burnout este atunci când pleci la drum cu entuziasm, cu emoții bune, cu acea empatie și acel altruism și acel entuziasm poate copilăresc care ne-a făcut să o luăm pe drumul ăsta și ajungem într-un punct să descoperim că toate astea pur și simplu au dispărut și că am intrat într-o zonă în care lucrurile par să fie lipsite de sens. Facem gesturile automat, motivația noastră emoțională pare să se fie epuizat. Și deși lucrul ăsta pare a fi o suferință foarte intimă și dureroasă, nu trebuie să fie așa. Trebuie neapărat scoasă la lumină pentru că niciodată nu este vina unui om, unui singur om. Nu este vina, nu e un defect, nici moral, nici de natură mentală, ca să zic așa. Da, sindromul de burnout se poate traduce printr-o suferință medicală și nu întotdeauna e depresia. Poate pur și simplu să facem, putem să facem altă boală, putem să facem diabet sau putem să facem hipertensiune sau putem chiar să ne rupem un picior. Și există, după părerea mea, și burnout fără simptome, în care continuăm să facem mișcările automate zi de zi și suntem într-o permanentă defensivă, pentru că presiunea socială despre care vorbeam mai devreme ne obligă să fim în defensivă, să ne gândim în primul rând la protecția noastră și la cum să ne acoperim mai bine de hârtii și la cum să fim mai obedienți și să nu cumva să facem valuri. Și ceea ce contează cu adevărat, singurul lucru care contează cu adevărat este, da, sau probleme digestive, de colon, etc., îmi spune cineva. Pe scurt, în sindromul de burnout crapă veriga noastră cea mai slabă. Acolo unde suntem mai slabi,
nu ca morală, ci ca biologie, acolo se rupe. Dar revenind la burnout-ul fără simptome, putem să fim într-un mare burnout și lucrul ăsta să nu se manifeste clinic, ci să se manifeste în calitatea a ceea ce facem. Și nici pentru asta nu suntem vinovați. Aș zice că într-o lume ca a noastră, care este inerent defectă, nu trăim, hai să, poate că Leibniz are dreptate, uite, acum am iau aroganțe de filozof, și atâta s-a putut, nu? Așa zicea Leibniz, trăim în cea mai bună lume posibilă, nu e adevărat, evident, se poate mult mai bine. Dar, cum spuneam, având în vedere obstacole enorme cu care ne întâlnim zi de zi, nu cred că este posibil să nu avem măcar din când în când câte un mic burnout. Nu cred că. Cred că ar fi profund anormal să fim conduși așa de un entuziasm permanent care să nu dea înapoi în nicio clipă și să ne simțim permanent plini de curaj și de eroism sacrificial. Cred că e ceva acolo, da, ar fi o anomalie mentală. Un studiu al Colegiului Medicilor de acum câțiva ani, dar relativ recent, spunea că, nu știu, cam jumătate din medici sunt actualmente în sindrom de burnout. Mie mi se pare că se subestimează chestia asta. Și mă gândesc la mine însumi și am o dilemă care mă doare uneori. Acum câțiva ani, acum 10 ani să zicem, eram un medic extrem de anxios. Adică mă gândeam permanent la toți pacienții mei. Nu știam ce fac, pe unde ori umbla, ori fi bine, Cutărescu oare și-a mai injectat nu știu ce în venă, oare domnul X se gândește să se sinucide și nu cumva o să o facă în clipa următoare, și lucrul ăsta mă ținea treaz nopțile, permanent. Acum nu mai sunt așa, sunt mult mai liniștit. Și dilema mea este, sunt mai liniștit pentru că sunt un mai bun profesionist, pentru că am căpătat experiență sau pentru că sunt într-un soi de burnout pe care nu mi-l recunosc? S-ar putea să fie amândouă, s-ar putea ca profesionalismul să vină cu oarecare doză de toceală empatică de care trebuie să fim conștienți, pentru că empatia aia primitivă, cea pe care toți o simțim de mici, nu dispare și nu putem să ne otocim. Ea se va întoarce asupra noastră și dacă nu o conștientizăm, ne va face rău. Dar, cum spuneam, nu e doar responsabilitatea noastră să ne ocupăm de lucrurile noastre, de suferințele astea. Este responsabilitatea unor oameni pe care trebuie să-i ajutăm tot noi, din păcate, să-și conștientizeze rolul ăsta. Și aș vrea să închei pe o notă mai optimistă, că am vorbit despre lucruri destul de rele. E un citat, nu știu dacă e din Spider-Man sau de unde o fi, cum că cu o mare putere vine o mare responsabilitate. Dacă e din Immanuel Kant și nu din Spider-Man, îmi cer scuze. Am auzit la televizor. Eu cred că reciproca este valabilă. Cu o mare responsabilitate vine o mare putere. Cred că noi suntem, de fapt, mult, mult mai puternici decât ne imaginăm. Cred că avem o perspectivă asupra lumii mult mai profundă decât cei care nu sunt ca noi. Cred că diferența asta, care poate însemna alienare, poate însemna și un lucru foarte bun. Cantitatea enormă de povești la care suntem expuși ne face mai înțelepți și mai puternici. Am citit zilele trecute o idee foarte drăguță din Danemarca, un fel de bibliotecă vie, în care plătești sau, mă rog, îți faci un abonament, nu știu dacă plătești, și în loc să citești o carte, a spus povestea unui om. Vine un om cu o poveste interesantă și ți-o spune. Și e ca și cum ai fi citit o carte. Gândiți-vă, dragi frați de suferință și de vocație, câte cărți de felul ăsta am citit noi. Extraordinar de multe. Sute, mii. Lucrul ăsta ne oferă o cu totul altă viziune asupra lumii și ceea ce știm noi nu știe nimeni. Și atunci poate ar trebui să devenim mai conștienți de treaba asta și să ne reluăm locul nu de statut simbolic și de prestigiu simbolic în societate, ci de statut și prestigiu activ. Poate ar trebui să deschidem mai mult gurile și să spunem cum stau lucrurile de fapt. Pentru că deși trăim în postmodernism și toate părerile sunt adevărate și nu există o metanarațiune și toată lumea are dreptul să ne spună cum să ne facem meseria și ce e mai bine, postmodernismul ăsta vine la pachet cu faptul că ar trebui să nu mai existe nici frică și nu ar trebui cu adevărat să ne temem de nimic și ar trebui să avem și noi un drept egal cu al celorlalți de a spune cum stau lucrurile de fapt. Și vă invit să o faceți cu toată energia de care sunteți în stare, pentru că nimic cu adevărat rău nu cred că se poate întâmpla, mai ales comparativ cu lucrurile rele care se pot întâmpla dacă nu o facem. Și cam atât am avut eu de aberat pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Și vă mulțumim. Mulțumim foarte mult, Vlad.
Eu nu am ascultat absolut fascinat tot ce a avut de spus și mărturisesc așa că încerc un soi de satisfacție personală ori de câte ori cineva mai aduce și realitatea psihologică și sufletească într-un cadru ceva mai realist, în, hai să spunem, tot entuziasmul motivațional care caracterizează, care caracterizează în general postmodernitatea. Eu aș avea de făcut două observații scurte cu privire la ce ai spus, dar înainte de asta aș vrea să dau cuvântul celor care sunt în întâlnire cu noi. Poate cineva vrea să te întrebe dintre colegi ceva. Puteți fie să vă activați microfonul și să întrebați, fie să puneți întrebarea în scris, cum vreți. Deși cred că ar fi mai ok să întrebați prin viu grai, dacă toți suntem aici. Dar dacă aveți emoții, e bine și prin scris. Sigur. Eu am mega emoții sociale, am o anxietate socială incurabilă și uneori prefer scrisul. Deci cum vreți dumneavoastră. Apropo de ce ai spus la un moment dat, că pe vremea aia eram un medic tânăr și anxios, mă gândeam că în cazul meu s-ar potrivi să spun că acum sunt doar anxios, mai sunt tânăr. Știi? Corect. Și eu la fel. Deci dacă sunt întrebări pentru Vlad, ascultă. Pot eu? Doru, îmi dai voie? Sigur, sigur. Da, Vlad vorbea ceva, adică vorbea despre burnout. Eu o întrebare. Ar putea fi catalogat sau seamănă un pic cu bullying-ul între adulți? Are legătură sau... Păi da, pentru că trăim, e bullying-ul din școală. Școala este o micro-oglindă a ceea ce se va întâmpla mai târziu, o oglindă simplificată. Bullying-ul din copilărie se va transfera într-un bullying la vârstă adultă și la nivel social. Și da, cred că e o observație foarte pertinentă. Nu pot să răspund decât că, bineînțeles că da, suntem toți sub diverse forme de... trebuie să suportăm diverse forme de agresiune. Și unele dintre ele sunt instituționale, altele sunt personale, dar da. Așa e. E o observație foarte pertinentă. N-am nimic de adăugat. Decât să fac un banner. Burnout-ul este bullying. Da, deschidem cutia Pandorei dacă discutăm despre burnout-ul din școli, să zic așa. Păi să o deschidem. Este foarte rău să ținem închisă cutia Pandorei, pentru că noi locuim în cutia Pandorei. Dacă am fi în afara ei, da, cei din afara ei nu vor să o deschidem. Preferă să stea acolo în cutie și să stăm și noi în cutia aia, adică dumneavoastră să stați și să ne descurcăm noi cu ce-o fi în ea. Foarte rău. Tot ce se întâmplă în cutia Pandorei interesează pe toată lumea. Așa că eu zic să o deschidem cât de larg putem și să o luminăm înăuntru cu lanterna, cu ce avem la dispoziție. Mai ales dacă îmi permiteți să completez și eu. Cred că este un bullying față de sine. Deci o agresiune fantastică față de sine, pentru că noi întindem foarte mult limitele acestea ale noastre, noi fiind foarte puternici și cumva învățăm să ne adaptăm, avem mecanisme de coping adaptative sau dezadaptative și cumva nu mai vedem limita aceea și așa ajungem în arderea sufletului, că avem senzația că că suntem nemuritori, puternici, forțoși, cumva, și ne mai dăm două palme peste cap. Până când cedăm cumva. E foarte, foarte frumos ce ai prezentat, Vlad. Mi-a plăcut la nebunie. Și sunt super încântată că te cunosc. Noi n-am vorbit între noi. N-am vorbit între noi și mă uitam pe notițele mele. Parcă, nu știu cum, ce spui tu completează ce spun eu și cumva ce spun eu completează ce spui tu. Foarte frumos. Asta înseamnă echipă, e foarte tare treaba asta. Da, eu aș face foarte scurtă precizare, Sandrina, că cumva mecanismul pe care l-ai dezvoluit tu, coping-ul ăla, prin care oamenii își găsesc de obicei foarte multe justificări și explică în foarte multe feluri faptul că, într-un fel sau altul, acceptă să trăiască în cutia Pandorei,
Nu știu dacă nu îi pune uneori într-o situație dificilă și de disonanță cognitivă în momentul în care cineva vine și spune: domnule, nu e chiar ok în cutia Pandorei. Vlad ne îndeamnă să vorbim despre asta. Pe de altă parte, dacă ne imaginăm că atunci când vorbim despre asta, toți locuitorii cutiei Pandorei vor spune: da, 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 exact așa e, iarăși ne înșelăm, pentru că a admite că sunt în cutia aia ar însemna să-și pună în dificultate propriile interpretări. Lăcrămioara Bozieru are o întrebare, sau Bozi pentru prieteni. Da, bună ziua tuturor. Întrebarea mea este, nu știu, oarecum mai practică. Cum recunoaștem sindromul ăsta de burnout? Pentru că eu suspectez că îl am, dar s-ar putea să greșesc. Și atunci poate există o simptomatologie pe care să o putem asocia în mod normal de burnout. Am tot auzit vorbindu-se și de asta aș fi vrut să știu opinia dumneavoastră ca specialist. Știți cum e? De foarte multe ori, mulțumesc pentru întrebare în primul rând, e o întrebare foarte bună. Și de multe ori când lumea vine la psihiatru sau la psiholog, hai să zic de psihiatru, nu vreau să-mi asum roluri care nu sunt ale mele, se așteaptă dinainte la o discuție foarte sofisticată și mulți oameni se gândesc ca la o temă și încearcă să noteze pe o hârtie ce lucruri, știți, sunt un pic debusolați, nu știu ce ar trebui să zică, când de fapt întrebarea fundamentală este una pentru mine ca medic foarte simplă, și anume: ce doare? Așa că dacă ar fi să întorc întrebarea către dumneavoastră, v-aș întreba ce vă doare și să pornim de aici. Pentru că, cum spuneam, sindromul de burnout poate să se manifeste într-o mie de feluri. Cel mai frecvent e descris în literatură ca pe ceva identic cu, sau aproape identic, dacă e să le pui față în față, cu un sindrom depresiv, la care predomină acel criteriu major de diagnostic pe care noi îl numim anhedonie sau pierderea interesului și plăcerii pentru activități. Dar nu mă refer că nu-ți mai place ping-pong-ul, ci neapărat, ci faptul că lucruri care erau extrem de importante înainte pentru acel om, par să nu mai fie importante. Omul se duce către niște ancore sau niște lucruri care erau foarte importante pentru identitatea și viața lui și nu le mai găsește, deși activitățile sunt acolo. Și tot asta într-un context profesional. Dar, cum spuneam, se poate manifesta inclusiv, cum cineva spune aici, prin tulburări digestive. Așa că contează foarte mult povestea de viață și trebuie să fim, cum să spun eu, luciți cu propria noastră poveste de viață, dar asta uneori este extraordinar de greu de făcut de unul singur. Deși toți avem prejudecata asta, mulți avem prejudecata asta că trebuie să ne descurcăm singuri. Domnule, sunt un om slab dacă de unul singur nu sunt în stare să mă uit în oglindă. Apropo, e foarte ciudat că mă văd pe mine însumi în telefon în timp ce vorbesc cu dumneavoastră. Nu trebuie să fim singuri și uneori este foarte greu să vorbim chiar și cu cei dragi sau cu prietenii despre lucrurile astea. Așa că de-aia există specialiști. Măcar de-aia, minimumul pentru care există specialiști cu care se poate vorbi este că e nevoie de oameni care să nu te judece, care să nu fie imediat implicați în viața ta și care să fie în stare să asculte absolut orice. Chiar și cele mai groaznice lucruri care nu pot fi neapărat spuse unor oameni pe care i-am împovărat cu lucrurile astea. Deci mesajul meu este bicefal. Mai întâi v-aș întreba ce vă doare și mai apoi v-aș încuraja să căutați ajutor și atunci o să vă lămuriți. E foarte greu de unul singur să ne diagnosticăm în general, chiar dacă suntem medici. Îmi cer scuze, eu râdeam pentru că m-am lămurit, îl am. Mulțumesc frumos! Și dacă tot am stabilit bozică l-ai, să vorbim un pic despre o... Bine, cred că toți îl avem mai mult sau mai puțin. O ultimă întrebare, Vlad, pentru tine vine de la sunt mai multe întrebări puse, însă dacă vrem să nu intrăm și în ziua de mâine cu întâlnirea, va trebui să depășim momentul tău absolut remarcabil, după părerea mea. Ok, o ultimă întrebare vine de la Monica Mocanu, care întreabă: pe o scară de la 1 la 10, cât de mult ajută să vorbești despre asta cu un specialist, presupun? Cred că este, indiferent cu cine vorbești, nu știu exact cât de mult ajută, dar cred că este neapărată nevoie.
Deci dacă ne referim la condiții necesare și suficiente, e o condiție necesară spre orice vindecare. Și uneori poate ajuta enorm. Referindu-ne, mă întorc la o idee delicată, dar cu care eu lucrez zi de zi și pentru mine deja asta e. Și tocmai că n-ar trebui să fie delicată, un exemplu științific este ideația suicidară sau ideația de moarte. Este un lucru dovedit și acceptat că simplu fapt că vorbești despre gândurile despre moarte care îți trec prin cap, va scădea riscul. Din cauza asta se fac hotline-uri care, de suicid, care nu sunt neapărat s-a blocat Vlad sau numai la mine? Da. Ok. Cred că ideea era să vorbim și despre... Vorbim despre suicid, dar suicidul este vârful de iceberg al oricărei suferințe emoționale. Adică este, nu este, este consecința ultimă teoretică. Evident că nu toți ajungem acolo. Dar dacă este să împingem așa ideatic până la capăt, dacă putem translata lucrul ăsta în planul oricărei suferințe, oricărui nivel de suferință psihică. Și atunci cred că lucrul important, conversația este foarte importantă și este foarte important să ascultăm. Nu contează doar suferința noastră, contează și suferința celorlalți și cred că ascultarea este foarte underrated în zilele noastre și ar fi foarte bine dacă am ști să ascultăm mai mult, adică să lăsăm ascultați. Dar simplu fapt, ce vreau să spun este că simplu fapt că vă ascultați un coleg sau un prieten fără să ziceți mare lucru sau fără să ziceți da, stai să spun ce am pățit eu sau stai să spun ce sfaturi minunate de viață am să-ți dau care te vor scoate din impas. Deci dacă reușim să ne tragem un pic înapoi și măcar să ne dăm timpul de a asculta, deja am făcut un foarte mare bine. Da, mulțumim. Cam mulțumim, asta e răspunsul. Cred că am putea vorbi foarte mult despre subiectul ăsta pentru că profesorii au foarte mare nevoie, după părerea mea, să fie ascultați și să găsească ajutor din perspectiva asta. Întotdeauna mi s-au părut profesorii și mă includ aici printre ei oameni fragili, chiar dacă, iată, trebuie să fie puternici în foarte multe, în foarte multe privințe, dar parcă niciodată nu am simțit atâta fragilitate ca la începutul acestui an. Și, mă rog, am pățit două lucruri în ultima lună care mi-a confirmat asta, dar n-am să mă apuc să povestesc acum. Mulțumim mult, Vlad, și dau cuvântul următorului nostru invitat, care este psihoterapeutul Sandrina Mindu. Sandrina, te ascultă. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte încântată să fiu aici cu voi. Aș fi vrut să fim într-o sală, să pot să vă simt mult mai bine și să vă pot îmbrățișa cumva, altfel decât așa. Pentru mine e o pierdere foarte mare această tehnologie, nu? Deși e implicit un câștig, că uite, ne putem întâlni măcar. Da. E foarte greu să vorbesc despre emoții, pentru că de câte ori a fost vorba despre ele, le-am lucrat în toate întâlnirile pe care le-am avut cu profesorii și în care am vorbit despre, nu știu, strategii de gestionare a emoțiilor, managementul stresului profesional, etc. Ne-am distanțat de, nu știu, slide-uri sau alte tipuri de prezentări și am început să lucrăm cu noi acolo, în curs, în sală, cu noi, cu noi înșine, între noi și așa mai departe. Și am mari emoții, vorbind despre emoții, pentru că mi se pare foarte greu în maniera aceasta. Adică eu acum simt un disconfort destul de mare, pentru că sunt evident scoasă din zona mea de confort. Da, frumos, simt un disconfort că scoasă din zona mea de confort. Deja mintea se mișcă așa haotic dintr-o parte în alta. Deja apare teama că am spus vreo trăsnaie, sunt deja expusă.
transpirații, nu mai pot respira. Vlad, te rog, ajută-mă repede un Xanax ca să pot vorbi în continuare. Ok. Cred că e foarte important să vorbim și cu noi înșine și să fim foarte autentici în toată treaba asta, pentru că a simți nu este o vulnerabilitate, este o, să spun așa, o mare resursă de energie. Și cu siguranță, în relația profesor-elev contează foarte mult ca profesorul să fie prezent, așa cum contează ca elevul să fie prezent. Ideea este că pentru a avea un profesor prezent în relația profesor-elev, pentru a avea un profesor prezent, trebuie să am un profesor care poate să fie cu el însuși în mod autentic. E foarte greu să ne întâlnim cu noi, pentru că dacă ne întâlnim cu noi, dăm în nas cu emoțiile acestea, mă rog, negative, pe care uneori nu le vrem. Cumva mintea noastră reacționează foarte mult la furie și frică. Așa suntem. Și automat avem foarte multe mecanisme de detașare emoțională. Adică tendința e să ne prefacem că nu simțim ceea ce simțim și cumva să ne ducem într-o zonă de confort negând ceea ce simțim. Oricum, exact cum spunea și Vlad, apropo de birocrație și ceea ce ni se cere nouă să facem, toată lumea vorbește în învățământ de proceduri. Adică primul lucru, mă rog, care a fost foarte, mă rog, stipulat și întărit în perioada asta, s-a referit la ce să facem, cum să facem, deci imediat la acțiune. Și automat am învățat o mulțime de lucruri să facem, mai ales pe internet, ca să putem să ne desfășurăm activitatea. În schimb, nimeni nu ne-a întrebat, ok, dar ce simțim în legătură cu asta? Suntem în confort? Ce facem cu emoțiile noastre negative? Ce facem cu teama de expunere, cu teama de a nu ne face de râs, cu teama de a nu putea să gestionăm propriile noastre emoții, emoțiile elevilor noștri, cu teama că nu reușim să ne facem înțeleși, că vorbim la ecrane negre și așa mai departe. Temerile acestea existau și înainte, evident, pentru că și mă duc în fața elevilor sau a studenților, cu siguranță intru cu oarecare teamă. Mă gândesc, evident, că nu sunt perfect și cumva tot ce am învățat până acum conduce către ideea asta, că trebuie să fiu perfect, să fiu bun, să nu greșesc niciodată. Și atunci teama aceasta e foarte puternică. În momentul ăsta, mă rog, cumva toată expunerea asta pe internet și această posibilitate de a înregistra lucrurile și, nu, evident, de a le revedea și de a le critica, judeca ulterior, generează și mai multă teamă, pentru că este firesc să fie așa. Până la urmă, profesorii erau acolo cu elevii lor, mă rog, într-un spațiu oarecum safe, în clasă, și atunci când nu erau inspecții, așa, erau doar ei acolo. Era mai confortabil. Acum, pe net, orice se poate întâmpla. Și cred că ne e foarte teamă de toate aspectele acelea, de, mă rog, gândurile noastre mai mult sau mai puțin raționale despre un viitor apocaliptic, precum că ne facem de râs sau știu eu ce mai pățim pe acolo. Da, m-am depărtat de ceea ce voiam să vă spun, evident. Dacă eram cu toții, vă invitam undeva într-un spațiu conținător, nu neapărat virtual, vă invitam să vă conectați puțin la sine și să vedeți ce vă spune corpul vostru în momentul de față. Să facem așa un exercițiu de tăcere și să ne ascultăm pe noi, să respirăm, să ne orientăm către respirația noastră, astfel încât să citim puțin niște semnale ale corpului
Și cu ocazia asta să facem primul lucru pe care, să zicem, îl recomandă, mă rog, cei care se ocupă de aceste minunate strategii, de conceperea lor, de elaborarea lor, aceste minunate strategii de gestionare a emoțiilor. Dar să facem primul lucru. Și cumva acest prim lucru ar fi identificarea. Hai să ne recunoaștem emoțiile, să le numim. Cum sunt acum? Ce simt? Ce îmi spune corpul meu? Sunt emoționată și mi-e dor de voi, asta îmi spune corpul meu. Da. Deci mi-e foarte dor de oameni, mi-e foarte dor să simt emoția aceea profundă pe care mi-o dau oamenii. Ok, am identificat treaba asta. Acum ce naiba fac cu ea? Că practic încep să o simt în corp, în toate formele, da? Deci parcă iarăși mi se pune nodul în gât, îmi flutură stomacul, parcă m-aș duce la toaletă, dar nu pot să vă las așa, că na, parcă nu, mai stau puțin, așa. Îmi tremură mâinile, transpir, noroc că sunt singură pe aici și nu mă simte nimeni. Ideea este că în momentul în care am constatat toate lucrurile acestea, să nu mă duc să beau repede un pahar cu vin, asta ar fi o, sau să fac un shopping compulsiv, sau ce mai pot să fac, să mă ascund sub pătură, dar să spun, da, ok, asta e treaba, îs moartă de frică, nasol. Da, ce să fac acum? Deci cumva să văd că până la urmă eu nu sunt neapărat doar frica asta, mai sunt așa și cognitiv, dar până la urmă care e treaba? Oare de ce? Oare cum am ajuns aici? Ce mă face să-mi fie frică? Păi tot, da, să mănânc ciocolată, îmi spune Mihaela. Așa. Deci cumva în momentul în care mă gândesc, da, cum am ajuns aici? Păi da, s-ar putea, nu știu, peste 10 minute, uite, să spun vreo trăsnaie sau să fac ceva greșit. Uite cum se duce mintea spre viitor, pleacă din prezent. Sau se duce în trecut. Păi am mai spus vreo trăsnaie și uite, nu m-am simțit foarte bine, că am fost criticat, judecat, pus la zid. Eu n-am voie să fac asta, pentru că sunt profesor. Adică, cum să am eu așa ceva? Toată pleiada asta de emoții negative și, mă rog, ok. Oricum, e clar că am plecat din prezent, din realitatea în care sunt. Pentru că realitatea în care sunt nu-mi place, pentru că nu mă simt bine. Și automat, mintea începe să baleeze. Trecut, viitor, trecut, viitor. Și așa, ca un pendul amețit. Bun, ok, mă conectez la realitate, dau nas în nas din nou cu frica mea. Ce să fac? Uite, mai beau un pahar cu apă. Și mă rog, o denumesc și îmi spun, da, e ok să-mi fie teamă. Deci e super tare, da, calmea. Până la urmă, anxietatea conține-o, da, da, e calmea să-mi fie teamă, pentru că asta înseamnă că am energie. Și pot să-mi duc energia asta firească să fie către un obiectiv mai rațional, mai așa. Deci, uite, pot să vorbesc cu voi și pot să-mi orientez mintea către prezent și să vă spun că în momentul ăsta chiar îmi permit să simt și e ok. Chiar îmi permit să simt. E foarte bine. Ia vedeți, vă permiteți să simțiți ceva în momentul ăsta? Cum e treaba asta? Vedeți că e ca lumea? Ca lumea. Permit să simt. Mă accept așa cum sunt. Ok. Ei, și apoi văd, păi, da, bun. Ce pot să fac în legătură cu asta? Pot să mai îmbunătățesc așa tiparul de gândire, să văd pentru data următoare, după ce am acceptat, am identificat, am acceptat, am integrat, ce fac cu treaba asta data următoare? Poate aș putea să gândesc un pic mai realist. Da, ok, sunt om, sunt viu, e firesc să greșesc, e firesc să am emoții negative, e firesc să mă bâlbui, e firesc să nu mi-aduc aminte ce am de spus, pentru că cumva emoția m-a copleșit și mi-a acoperit o anumită parte a creierului. Ok. Aia deșteaptă, a rămas cealaltă. Iată, expusă, pe net.
De ce credeți că n-am Facebook? Mi-e frică de expunere, evident. Doamne Dumnezeu. Ok. Respirăm. Ne întoarcem către noi, ne acceptăm și ne spunem așa, băi, foarte bine, măi, omule, chiar așa, uite, îți permit să fii anxios, e ok, e chiar în regulă. Cumva putem să facem asta după ce am identificat, am acceptat, am integrat, am mai reconstruit cât am putut ceea ce am gândit. Okay, ne-am întors la realitate, în prezent, e foarte important să fim în prezent. Și după ce am făcut toate lucrurile astea, ne putem mulțumi nouă. Că uite, chiar e în regulă cu toate. Și avem acest drept să fim vulnerabili și să trecem prin emoții negative și să facem trăsnăi, multe trăsnăi. Că dacă ne acceptăm pe ale noastre, le vom accepta și pe cele ale elevilor noștri. Și să ne dăm seama că avem multe, multe emoții negative în fiecare moment. Da? Și să ne dăm seama că emoțiile vin și pleacă. Yeah, da, e o trăsătură, da, o proprietate a lor. Da, o intensitate, polaritate, că nu intrăm în cursuri acum. Dar ideea este că ele sunt intense, au un vârf și apoi liniștit coboară, da, apoi vin altele, iar vârf, iar coboară. Dar în momentul în care nu sunt intensificate, menținute artificial de către minte până la urmă, ele se liniștesc, se stompează, ajungem într-o stare firească, cumva de liniște și în momentul acela, cred că da, ne-am salvat pe noi înșine și e un lucru extraordinar de bun. Da. Cam așa e treaba cu emoțiile. E mai greu să vorbim despre ele, adică să facem un curs despre emoții. E ok să le trăim și să vorbim despre ele exact cum spunea și Vlad, spunea și Doru și ceilalți care au mai luat cuvântul, spuneau cu toții, că e minunat să vorbești despre ele și să, pentru că în momentul acela le auzi și tu, le aude și celălalt, nu mai sunt atât de secrete și îți este mult mai ușor într-un spațiu conținător, cum este o relație de prietenie, cum este o relație terapeutică, cum este o relație de cuplu. Într-un spațiu conținător este mult mai ușor să le integrezi și să găsești, să spunem, modalități bune de a rămâne în prezent. De a nu mai vedea un viitor atât de apocaliptic și de a nu retrăi, mă rog, repetitiv niște evenimente negative din trecut. Așa că cred că e foarte important să ne întâlnim, oricum ar fi, pe Venus, pe Marte, pe net, în clase, cu mască, fără mască. Masca nu e așa de supărătoare, deși mă enervează maxim. Dar mă bucur că există, pentru că așa mă pot întâlni cu oamenii. Deci mi-aș pune mască peste tot, numai să mă pot întâlni, m-aș îmbrăca așa într-o mască. Deci, dacă așa e treaba, așa fac. Deci numai să putem să stăm unii lângă alții, la un metru jumate, deocamdată. O să fie așa, forever. Asta e realitatea pe care o trăim. Cumva avem o capacitate mare de a ne adapta. E, cumva ne punem masca asta și ne întâlnim și împărtășim. Pentru că profesorii au nevoie de așa ceva. Au nevoie să spună, să povestească despre emoțiile lor. Să aibă, să încerce să le gestioneze într-un anume fel. Și cumva au nevoie să aibă grupuri de dezvoltare personală în care să spună ce anume doare. Acolo între ei și fiecare să putem să ne împărtășim propriile noastre strategii. Pentru că lucrurile se fac cu oameni și între oameni. Conexiunea aceasta e foarte importantă. Și fiecare dintre noi, adaptat scenariului de viață, că nu există rețetă, nu există baghetă magică, dar cumva experiența noastră de viață poate că interferează cu alte experiențe de viață și ne putem ajuta unii pe ceilalți. Deci
e ok să fim autentici. E, mă rog, autenticitatea arată că ne-am vindecat și că ne este bine și că nu suntem în scheme de supraviețuire. Suntem în scheme sănătoase, în regulă, deci nu în strategii de coping. Da. Oricum, în momentul în care vorbeam despre, adică atunci când mai vorbeam noi despre emoții la diversele cursuri la care am participat și ne-am făcut corp comun acolo, am fost cu toții un grup mare și frumos, mulți profesori spuneau că n-ar, nu știu, cum să ceară, nu știu, directorului să transforme consiliile, nu consiliul profesoral, mă rog, nu știu, comisiile metodice în grupuri de dezvoltare personală. Că păi, ar fi ciudat într-un fel sau altul, că, mă rog, parcă n-ai un, nu e un drept la sănătate mentală. E un drept la sănătate mentală. Avem această nevoie să ne igienizăm mintea. Da? Și atunci, până la urmă, burnout-ul este o boală profesională, dacă stăm să ne gândim. Da? Și atunci este foarte bine să avem și noi grijă de noi din punctul ăsta de vedere. Așa că haideți să cerem, să spunem, da, vrem să facem, vrem să participăm, să, mă rog, să mai ieșim din schemele astea, mă rog, birocratice. Nu e important să facem hârtii, important este să ne întâlnim, să facem lucruri pentru noi, să fim stabili, echilibrați cu noi înșine, astfel încât să putem să fim prezenți în relația profesor-elev, că asta face toată treaba în învățământ și știți foarte bine că suntem cu toții în aceeași minunată oală. Fine, oală. Ok. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc frumos că ați avut răbdarea să mă ascultați. Vă invit să vă întoarceți în corpul vostru și să vă dați voie să simțiți și să vă dați voie să fiți vulnerabil, pentru că asta înseamnă adevărata putere. Să știi, Doru, că nu suntem așa de fragili. Suntem fragili în momentul în care zicem că nu suntem fragili, totuși nu suntem așa fragili precum credem că suntem. Nu, chiar suntem forțoși de fragili. Mulțumesc foarte mult. Trimit-o inimioară. Eu sunt o mare inimioară. Verde astăzi. Mulțumesc foarte mult, Sandrina, pentru intervenție. Da. Acum, tu mă cunoști un pic mai bine și știi că încerc din răzputeri să-mi țin așa un pic umorul negru în frâu, știi, de fiecare dată. Umorul e un mecanism de apărare, spune știința, e un mecanism de apărare matur, adică e mișto. Trebuia să fie ceva matur la mine, de-aia am căutat destul de formularea asta, nu? Da, nu mai știu exact cine spunea că diferența dintre ficțiune și realitate e că ficțiunea trebuie să fie credibilă, știi? Acum, ce să spun, întotdeauna psihiatrii și psihologii și psihoterapeuții te îndeamnă să-ți învingi anxietatea spunându-ți, ei, nu poate fi așa rău. Aș adăuga eu, nu e ca și cum ar putea să apară un virus și să se închidă planeta în 6 luni, nu? Da, chiar așa. Trebuie să evaluăm corect pericolele prin care trecem. Acela era considerat un gând negativ irațional. Așa era lucrat. Exact. Dacă apărea în terapie, băi, da, de fapt, de ce ți-e frică? Băi, o să vină un virus și o să închidă planeta. Hello, da, stai așa? Hai să ne întoarcem în realitate, asta e da, restructurăm cogniția, gândim într-un fel pozitiv, realist. Da, poftim, ia de aici, să faci ce faci. Da, eu atât aș vrut să spun cumva în prelungirea celor spuse de tine, că în relația cu elevii mei, de exemplu, întotdeauna mi-a fost relativ ușor și am comunicat firesc cu ei și ei s-au deschis în foarte multe privințe, însă am observat că literalmente cred că numărul elevilor care într-un fel sau altul mi-au cerut ajutorul sau mi-au vorbit despre problemele lor, cred că nu că s-a dublat, cred că s-a triplat sau quadruplat în momentul în care am reușit pentru prima oară să spun cu toată gura, de exemplu,
că și eu am probleme de anxietate, că și eu am căutat ajutor, că și eu am vorbit despre lucrurile astea. Până atunci păream așa un soi de, hai să spunem, de persoană de încredere la care ei veneau să-și plângă suferințele, dar lucrurile s-au schimbat dramatic în momentul în care le-am arătat că sunt de fapt și eu la fel de fragil, nefragil, ca să zic așa, ca ei. Bun, dacă sunt întrebări pentru Sandrina, vă rog. Asta înseamnă că le-ai validat emoțiile, cumva, pentru că s-au văzut, s-au oglindit în tine și în momentul în care ne oglindim în celălalt, ne dăm seama că e oglinda noastră, îți dai seama, reflexia noastră. Și atunci putem să o acceptăm mult mai ușor. Oricum, și când vorbim de frică, parcă dacă nu putem să ne întâlnim cu frica noastră, tindem să provocăm frică celorlalți. Sau dacă nu reușim să rezolvăm furia noastră sau să o înțelegem, să facem ceva cu ea, să o ducem într-un mod constructiv undeva, cumva, parcă activăm furia în celălalt, parcă e mai ușor să o vezi în celălalt și să o gestionezi pentru celălalt decât pentru tine. Dar e foarte important să știe elevii noștri că suntem vulnerabili și, mă rog, anxioși, triști, nu știu, furioși, avem, nu, rușinați, iată că suntem. Da, reiterez invitația de adresa întrebării Sandrinei, dacă sunt. Eu aș vrea să pun o întrebare, dacă se poate. Vă rog foarte mult, doamna Sava. Aurora Sava mă numesc, încântată să vă cunosc, profesor metodist în Casa Corpului Didactic. Spuneați la un moment dat că este foarte important în gestionarea emoțiilor, identificarea lor mai degrabă. Puteți să ne dați câteva exemple de strategii de identificare a emoțiilor și tehnici de transformarea lor din zona de intensitate într-o zonă mai diluată? Să zicem, mai concret spus, uitați, eu sunt furioasă, cum îmi identific furia și ce trebuie să fac în următoarele 10, 15, 20 de secunde? Ca să nu stric relația cu directorul, cu colegii? Nu, ar trebui să facem ceva. Da. Cum să zic, Aurora, să ai acolo în birou un sac de box și spui așa, spui, cum să spun, imaginea directorului, o fotografie, știi? Și la momentul în care ai simți că e pac, ai lovit sacul de box așa de câteva ori. Bine, astea sunt strategii. Să știi că în momentul de față mi-este foarte greu să spun ce ar fi ok în legătură cu tine, pentru că ar trebui să ne conectăm la scenariul tău de viață, astfel încât să nu vorbim în general. Să știți că rețetele generale sunt ok, ne putem... le putem citi, ne putem baza pe ele, dar ele trebuie adaptate. Adică n-aș putea să-ți spun acum ce poți să faci tu cu furia ta, dar uite, ne spune Mihaela că se practică mindfulness. Tehnicile de mindfulness sunt foarte, foarte faine. Pentru a ajunge să le poți practica, trebuie să treci cumva prin forme ale anumitor emoții, să le cunoști, să le identifici, să te poți conecta la prezent și cumva să nu fii în intensitatea maximă. Dacă ele sunt tehnici care previn și cumva ulterior, evident, ameliorează anumite stări emoționale. Dar s-ar putea să nu ai, să nu fii în momentul în care să le poți practica. Adică să nu poți să treci de la zero la tehnici de mindfulness așa dintr-o dată, pentru că ai putea să spui că nu ești în stare să le faci și ajungi în alt, da, deci fii atent, mi-a spus să mă conectez, să respir, să fiu așa și eu mi umblă mintea la directorul ăla țăcănit care mă enervează maxim și nu mă pot conecta absolut deloc pe mine. De ce? Pentru că eu sunt cu mintea tot la directorul acela. Sunt total ineficient și iată alte emoții, că apare vinovăția, apare rușinea, adică nu sunt stare de nimic, îmi spune omul să mă conectez și eu umblu așa aiurea pe punta. Pot fi deci... și funcții ceva mai sus de director, întreb. Da, pot fi și funcții, da, corect. Hai să nu intrăm în... Da, deci, ai zis că nu vrei să lungim până mâine. Eu sunt pregătită, dar acum stăm o săptămână pe chat-ul ăsta dacă începem să vorbim despre asta.
Dar ca să răspund pe scurt la întrebare, e foarte, nu știu, te ajută foarte mult corpul atunci când vorbim de emoții. Corpul te ajută să identifici emoția, ceea ce înseamnă că poți să te așezi, cu câtă furie e, că furia e, e mișcăreață, nu e statică. Cumva te așezi acolo și vezi, bă, dar unde o simt, care-i treaba, știi? Și cumva, în momentul ăla poți să o definezi și o să fie interesant că o să vezi că furia este vârful icebergului. Interesant să vezi ce e în spatele ei, ce e în spatele ei, ce e în spatele ei, pentru că s-ar putea să se așeze pe alte emoții și se face așa un cocktail de emoții. Ăla e frumos, ăla e frumos de identificat. Și să vezi ce emoție este la baza cocktailului, să zic așa. Da. Mă rog, dacă îți dai seama de treaba asta, chiar e ok. Bine, s-ar putea să nu poți singur, s-ar putea să fie necesar să fie un spațiu conținător, exact cum vorbeam, de relații de prietenie, sau chiar spațiu conținător al relației angajat director. Dacă îmi permis și mie. Bine, nu-i sparg fața, da? Da. N-avem voie. Avem voie să facem asta, deși ne vine să facem asta în anumite situații, dar nu putem să ne atingem de o altă persoană. Da, de asta ne trebuie sacul de box. Dacă pot face și eu o remarcă, două. Eu și cu doamna Sava, cred că împărțim așa un soi de temperament comun. Am observat asta de-a lungul timpului. Amândoi suntem ușor colerici așa și în ciuda faptului că eu cred că literalmente ne admirăm foarte mult reciproc, am reușit să, mă rog, să ne enervăm rău unul pe altul în anumite momente. Dar faptul că am depășit asta arată că folosim și cortexul frontal, nu numai zonele mai profunde ale creierului. Dar dincolo de asta aș fi vrut eu să spun o chestie. Când spuneam adineori despre fragilitatea profesorilor, aveam în minte două momente foarte concrete. Eu, în general, sunt un om atent la ce spun și atent la ce fac, tocmai pentru că știu că și profesorii și copiii sunt, în general, sensibili și delicați și este păcat să îi rănești involuntar, ceea ce, cel puțin în cazul meu, atrage suferință și pentru mine. În ultima vreme, însă, recunosc că am cedat de câteva ori impulsului de a vorbi și de a spune anumite lucruri pur și simplu la nervi. Și chiar ieri mă gândeam cât de mult se modifică de fapt atitudinea noastră când suntem nervoși și supărați. Pentru că în momentul în care ți s-a pus spata pe o chestie, te-ai enervat, ți-a sărit smalțul și, mă rog, toate expresiile sinonime, tu nu mai vorbești ca să comunici. Da, e o chestie de pragmatică a limbajului. Right. Tu în momentul ăla devii un strateg, devii un luptător. Scopul tău principal e să-l faci pe ălalt să sufere, să-i o zici, să-i pentru tai că macaroana. Tu suferi foarte mult. Chiar dacă... Mult în momentul ăla. Corect? Da, chiar dacă... Și, da, și asta duce la o chestie foarte nasoală, pentru că, de fapt, nu mai contează valoarea de adevăr a lucrurilor pe care le spui. Adică tu poți spune absolut orice, pentru că scopul tău principal a fost tocmai a devenit să câștigi o luptă, nu să spui ceva. Chiar ieri mi s-a întâmplat că, fiind destul de obosit și de nervos și de stresat, că n-a organizat cafeneaua Merito, lumesc, evident, am avut o reacție nervoasă în discuția cu un coleg de la școală și imediat mi-a părut rău. De regulă, bine, nu că n-aș fi avut dreptate, dar aș fi putut să o spun altfel. Mulțumim foarte mult, Sandrina. Și eu vă mulțumesc. Și eu mulțumesc foarte mult. Așa cum ne așteptam cu toții, o intervenție substanțială și utilă și, nu, și foarte plăcută. Și, ca să zic așa, mă simt un pic ca Ricky Danda sau cum îl cheamă pe tipul care a prezentat Cercul de Aur. Nu? Așa. Pentru că trecem cumva în a doua secțiune a întâlnirilor noastre, secțiunea de interpretare, tinere talente, nu știu cum să-i spun, ca să păstrez
ca să păstrez paralela cu cerbul. Dacă până acum am ascultat și am discutat cu doi specialiști în sănătatea psihică până la urmă, care ne-au adus contribuțiile și perspectiva lor, următorii patru invitați sunt profesori și ei sunt profesori care aparțin comunității Merito Monica o singură dată, zic asta. Deci colegilor mei nu le place să spun că sunt profesori Merito, pentru că n-ar vrea niciunul dintre ei să creadă că asta înseamnă neapărat ceva, că suntem mai profesori ca alții sau mai puțin profesori ca alții, depinde pe cine întrebi. Nu, evident, suntem doar profesori pe care la un moment dat un algoritm și buna intenția unor oameni s-a gândit să le dea o diplomă, care e absolut irelevantă. Deci, o singură dată spun că aparțin comunității Merito, în rest sunt cu toții profesori și fiecare dintre ei are de prezentat, o să vedeți, lucruri absolut interesante. Prima spre care merg este Monica Mocanu, care este profesoară de matematică la Buzău. Buzău e, vă rog să mă credeți, am crezut, am sperat tot timpul că București are chestia asta. Hai cel mult Galațiu. Dar nu, Buzău e, să știți, creuzetul transformărilor în educația românească. Glumesc pe jumătate. Monica, mă rog, a făcut și face foarte multe lucruri despre care iarăși simt că n-ar vrea să vorbesc, dar am să pomenesc unul singur, aplicația Telescop, e o chestie super concretă pe care vă recomand și care ar putea îmbunătăți dramatic feedback-ul pe care îl obțineți de la elevi în fiecare oră. Monica, te rugăm. Bună dimineața, mulțumesc, Doru, de invitație. Nu mai e dimineață de mult, dar mulțumim. Da. Cei care mă știu mai bine decât tine știu că de fiecare dată spun bună dimineața la orice oră ar fi. Credeam că ne-ai invitat, Doru, pentru că suntem vecini la Buzău de Galați. De fapt, mi-amintesc că vroiai să ne inviți și personal, face-to-face, dar am profitat de faptul că suntem cei mai apropiați de Galați ca să venim și în cafeneaua de astăzi. Nu mi-am dat seama decât în momentul în care i-am audiat pe Vlad și pe Sandrina că avem aici o sesiune de terapie în toată regula, dacă îmi permiți, pentru care îți mulțumesc și care probabil că în alte contexte ar fi costat destul de mult. Eu aș vrea să... Că era o vorbă, nu? Cu... Într-o zi vei întâlni un om care te va înțelege ca nimeni altul și va fi în jur de 200 de lei ședință. Da. Cred că nu despre aplicația de feedback o să vorbesc, ci un pic despre experiența noastră de terapie, ca să spun așa, de la cafenelele de la Buzău. Este și Dănuț aici și cred că mai sunt și alți colegi, dar nu m-am uitat prea bine, pentru că și eu am emoții. Și despre soluțiile pe care le-am găsit eu nu, și care țin cumva de discuția de astăzi. Dar înainte de toate, să știți că săptămâna aceasta, care a fost o nebunie pentru toți, a fost grea și pentru mine și mi-am dat seama că la un moment dat a trebuit să spun unor elevi de-ai mei pe care îi vedeam numai cu masca, faptul că sunt mai blândă poate sau mai tolerantă uneori este o alegere pe care o fac și nu este o slăbiciune, să spunem. N-am făcut niciodată să spun asta din prima oră unor copii, dar probabil că e o viteză foarte mare în care simțim nevoia să facem lucrurile în perioada asta. Ok. Cred că am un sfert de oră, Doru, și o să te rog când se face un sfert de oră să-mi faci așa cu mâna, ca să mă opresc. Noi la Buzău ne-am întâlnit odată pe lună, din septembrie încoace, anul trecut, cu gândul să vorbim despre ce ni se întâmplă și primul lucru pe care l-am făcut după ce am vorbit cu Dănuț și cu Mihaela, colegii mei, despre ce soluții, despre ce o să vorbim, ne-am dat seama că este suficient să le spunem colegilor noștri că aceste cafenele vor fi locuri unde putem vorbi despre orice,
cu oarecare organizare minimală, pentru că vorbitul despre ceea ce ni se întâmplă este foarte sănătos. Mi-amintesc că în prima sesiune din septembrie am zis că parcă am fi la Alcoolici Anonimi, pentru că eram așa într-un fel de cerc și parcă ne vedeam pentru prima dată, deși unii dintre noi suntem și colegi de cancelarie. Cafenelele astea ne-au adus aproape pe oameni pe care altfel meritul ne-a făcut un bine, și anume ne-a adus împreună pe oameni pe care altfel nu ne-am fi întâlnit și n-am fi conversat poate niciodată, de la mai multe din mai multe școli, oameni din care aflam despre Facebook unii despre alții, și de fiecare dată nu prea ne ajungea timpul, adică de la o lună la alta cumva din niște lupi singuratici care eram fiecare dintre noi în cancelariile noastre, ne-am dat seama că avem mult mai multe lucruri asemănătoare decât diferite. Și s-a ajuns și la discuția de ce sunt sau de ce mai degrabă nu sunt cancelariile noastre spații în care să ne simțim în siguranță și să vorbim și acolo despre o mulțime de lucruri. Și mai întâi aș vrea să vă... De fapt, ți-amintești, Doru, că eu m-am lăudat că voi vorbi despre comunități. Și m-am gândit de ieri până astăzi la ce comunități aparțin eu sau la ce grupuri aparțin. Și am făcut o listă. Mi-am dat seama că aparțin unor comunități ale mărcilor de mașini pe care le-am șofat, aparțin comunității de debate și a celor oameni care nu și-au schimbat ușa de la intrare de 20 de ani. Sunt singura persoană din blocul în care locuiesc care nu și-a schimbat ușa. Aș putea să nu dau adresa mea, dar oamenii, dacă le-aș spune, știți, în blocul ăsta te duci și bați la ușa care este veche. Și aș vrea, pentru început, o să folosim următoarele câteva minute, să vă invit să vă gândiți și să ne și spuneți cu o ridicare de mână una sau două grupuri sau comunități din care dumneavoastră faceți parte. Și pe chat și prin ViewGrind. Încep cu tine, Doru, pentru că mi-e cel mai simplu. Spune-mi, te rog, o comunitate la care noi nu ne-am gândit. La Lăcrămioara, mi-amintesc că ea este cu motocicletele, așa că o să ajung imediat și la ea. Te rog, Doru. Da, uite, comunitatea motocicliștilor cred că e una din puținele din care nu fac parte. Dar dacă trebuie să aleg totuși una, am să aleg cea mai exclusivistă comunitate din care fac parte. Comunitatea celor ai căror părinți, da, se numesc Iosif și Maria. Și nu e niciun fel de glumă în chestia asta, chiar așa se numesc părinții mei. Mulțumesc! S-a încheiat timpul pentru tine. Avem câteva răspunsuri pe chat. Grupul părinților copiilor cu CES, mulțumim. Cineva nu are centrală și nici branșament individual, mulțumim. Poate nu o să le spun, nu o să le pot lista pe toate. Lăcrămioara, am nimerit la tine cu comunitatea motocicliștilor? Da, da. Da, eu fac parte din comunitatea profesorilor care se plimbă cu motocicleta, da. Și mai fac parte dintr-o comunitate absolut exclusivistă în care sunt singură, mă simt extraordinar de bine, și anume comunitatea profesorilor tatuați și anume eu. S-ar putea să ai niște surprize. Mulțumim foarte tare. Deschideți-vă singuri microfonul, dragii mei, că nu o să fie o mare dramă dacă se ajunge un pic la o suprapunere. E vina doine. Ia să vedem. Nu trebuie să spuneți chiar cele mai secrete comunități din care faceți parte. Pescari, oțelari, am zis bine? Oțelari, da. Suportele echipei Oțelul. Așa, așa. Bicicliști, ne spune cineva. Sau scrieți. Ia să vedem. Nicol din India. Spune-ne, te rog, în afară de faptul că... Bună ziua tuturor! Salutare! Ok, o comunitate din care fac parte este cea a profesorilor mentori. Ok. Una din care aș vrea să fac parte este cea a doamnei Lăcrămioara.
profesor cu tatuaje. Nu la vedere. Bănuiesc că se poate rezolva, nu e complicat. Ok. Sunteți cam timizi în dimineața aceasta. Nu îndrăznesc să-l întreb pe Dan Voiculescu din ce comunitate face parte, dar sper că ne va spune la începutul discursului său. Ok. Nu știu dacă, nu v-am spus, dar eu conduc un Citroen și am admirat întotdeauna pe cei care conduc Suzuki, pentru că este au o culoare turcoaz unică în piața mașinilor și de fiecare dată când se întâlnesc, se salută. Am călătorit de câteva ori cu un Suzuki turcoaz și știu lucrul acesta. Încerc să spun că aceste comunități, din aceste comunități, într-un fel sau altul, fiecare ne luăm cât dorim sau cât ne priește. Și mă întreb cum am putea să facem ca în comunitățile din care facem parte, inclusiv din cea de profesori sau din grupurile din care facem parte, inclusiv din cea a cancelarilor noastre, să luăm mai mult sau să primim mai mult. Și mă întrebam de ce nu sunt cancelarile spații în care să ne simțim mai curajoși, să ne spunem ceea ce ne doare. Sunt și excepții aici. Dar cred că unul dintre principalele motive este că ne este greu și în societatea noastră, dar și în cancelarii, să recunoaștem când anume greșim sau când anume nu suntem siguri pe noi. Avem așa un cult al perfecțiunii și al siguranței care la profesor funcționează destul de bine și cred că principalul lucru care ar merita să se schimbe, să spunem, în cancelarii ar fi nu discursul, ci o atmosferă în care oamenii, chiar dacă au opinii diferite și momente de vulnerabilitate, să poată să se manifeste în siguranță, fără să fie fără să se teamă că vor fi judecați și vor fi puși la col sau că vor fi executați, să spun așa. E o discuție destul de lungă legată de lucrul ăsta. Există în ultimii ani grupuri și comunități, în opinia mea, care încep să-și dea seama de nevoile pe care le avem noi ca profesori, nevoia de care vorbea Nicol în comentariul ei, și anume când anume vom avea sesiuni de consiliere, încă n-a fost rezolvată, n-a fost începută încă să fie nici discutat și nici rezolvat implicit, dar există în ultimul timp grupuri și asociații și entități care încep să profesionalizeze cumva procesele astea de creștere și eu cred că al doilea lucru din cancelariile noastre care se întâmplă este că ne vine greu să acceptăm autoritatea colegilor. Mai degrabă acceptăm autoritatea unor oameni care au un anumit tip de expertiză care vine din afara cancelariei noastre. Că sunt oameni care au reușit anumite soluții. Cred că de asta uneori și webinariile acestea funcționează, pentru că poate cultural, e o discuție lungă aici din ce motiv se întâmplă asta, acceptăm mai degrabă soluțiile care vin din afara grupului nostru imediat. Și aș menționa câteva entități care au început să profesionalizeze genul ăsta de sprijin și de procese de creștere. Doar razant așa, cei de la Noi Orizonturi, colegii de la Spire Teacher, Edu Network, să spunem, sau colegii de la Super Teach, dar și cred că într-o anumită măsură un lucru despre care nu discutăm poate suficient este că există și inițiative independente ale unor persoane private care și-au dat seama de nevoile pe care le au profesorii și au construit niște instrumente foarte proaspete și s-au dus cumva targetat așa direct la profesor, nu prin intermediul unor cancelarii. Și dau două exemple doar. Mirela Oprea, care are o fișă de lucru legată de visurile copiilor, visurile elevilor și
oferta ei de a, prin programul Dream Management care l-a construit, a adus, dacă nu mă înșel, într-o săptămână, 1000 de profesori au solicitat această fișă și vor intra cumva niște webinarii de pregătire pentru a, pentru a utiliza aceste fișe individuale la clasă. Și colegul Vasile Brașoveanu, care are un proiect individual, independent, numit Profesor Reflexiv, și care a identificat exact nevoia asta noastră de a vorbi în cancelarii. Are niște fișe prin care putem să cerem ajutor, putem să dăm feedback și putem să colaborăm în cancelariile noastre. Cumva, aceste două inițiative, eram să zic repară, dar sunt aproape niște inițiative de coaching, spun eu, de grup sau individual, și cred că și-au dat seama acești colegi că nevoia noastră de stabilitate, de profesionalizare a acțiunilor noastre, nevoia noastră de profesori, uneori poate să fie mai repede rezolvată sau mai eficace cumva, dacă avem foarte precis niște instrumente concrete cu care putem lucra. Fac o paranteză publicitară, la asta m-am gândit și eu când am construit aplicația de feedback. Și poate, cred că faptul că există genul ăsta de inițiative, mie îmi dă foarte multă speranță, pentru că este e un semn de sănătate al unei societăți, faptul că apar inițiative libere care concurează poate între ele, deși este spațiu pentru foarte mult, și care găsesc exact nișa aceea de intervenție. O să vă scriu cu siguranță instrumentele pe care le cunosc eu și închid, nu știu, Doru, n-ai făcut încă niciun semn. Asta înseamnă că n-ai cronometrat nimic până acum. Da, am uitat. Ai uitat? E okay. Am eu un ceas în mână și cred că mai am 2 minute. Mai ai 2 minute. Așa. Vă spuneam că aceste inițiative ale Mirelei și ale lui Vasile, de exemplu, sunt aproape niște sesiuni de coaching și vreau să închid cu faptul că eu personal mi-am achiziționat serviciile unui coach, care nu înseamnă psihoterapie deocamdată și nici mers la psihiatru, ci înseamnă un partener de conversație și o persoană care te ascultă, da, contra cost. Am negociat un preț bun și nu mi-este deloc, n-am deloc o rezervă să spun lucrul acesta, pentru că eu cred că noi ca membri ai comunității profesorilor avem nevoie de sprijin, avem nevoie de consiliere, avem nevoie de niște soluții care să ni se potrivească și în momentul ăsta cred că coachingul individual, pe care unii dintre noi ni-l permitem, alții nu ni-l permitem și e de luat în seamă lucrul acesta, ar trebui să devină subiectul unor programe guvernamentale în acest sens. Eu am scris în primăvara aceasta 3 aplicații pentru asta, n-am câștigat cu niciun dintre proiecte, dar nu mă las bătută, am avut un grup de sprijin care, după fiecare eșec la aplicațiile de granturi pentru consiliere, pentru prof, m-au încurajat și mi-au spus că nu e niciun capăt de țară, că n-am câștigat grantul, există și alte soluții. Ok, cam asta am făcut semn. De spus. Da, mulțumim mult, Monica, ca de obicei foarte percutant, foarte concret și to the point, să nu uiți să ne scrii numele aplicațiilor respective. Mi se pare foarte interesantă, fabuloasă aproape ideea ta și mă rog, cred că e o idee pe care niciunul dintre noi n-ar putea o respinge. Și anume că e nevoie să începem să interacționăm altfel, dincolo de măștile astea la propriu și la figurat pe care le purtăm de decenii întregi. Ascundem de foarte multe ori
un fond uman care e plin de cicatrici și de urmele tuturor luptelor pe care le-am dat de-a lungul timpului. Și da, și eu cred la fel ca tine că faptul că au început să se întâmple lucruri de la firul ierbii, de jos în sus, e un semn bun. E un semn că până la urmă profesorii și elevii, aș spune, dar cred că e o altă discuție. Dar profesorii refuză să moară, la figurat cel puțin, și că refuză să se pietrifice cu totul sub presiunea sistemului, vremurilor și așa mai departe. Uite, de exemplu, da, cred că ăsta e momentul să pomenesc o novelă extraordinară de care am aflat de la Dan, un text care m-a întors pe față și pe dos, l-am citit de două ori într-o zi. E my kind of text motivațional, ca să zic așa, pentru că o asemenea privire, hai să spunem, chirurgicală aproape, și o asemenea luciditate cu care este privit tot frumosul și abjectul profesiei noastre, am întâlnit mai rar. Se numește o novelă care aparține lui, e o proză scurtă, care aparține lui John Updike și care se numește Mâine și iar mâine și așa mai departe, sau în engleză Tomorrow and Tomorrow and so forth. Și a apărut în, vă spun pentru că eu m-am chinuit vreo săptămână să o găsesc ca să vă scutesc de eforturi, a apărut în volumul lui, în antologia lui Laurențiu Ulici, Novel contra Novel. E la finalul volumului 2. Ok, dacă sunt întrebări pentru Monica, vă rog și vă ascultăm. Până vin întrebările, vă spun că eu îmi păstrez încrederea în democrația în România atâta timp cât oamenii vor, șoferii vor respecta, cum se cuvine, sensul giratoriu. Știți? Intrarea în sensul giratoriu. Am zis că dacă oamenii din România vor merge în giratoriu așa cum merg acum și anume corect, avem o șansă. Mi se pare un semn foarte bun de colaborare și de... Dacă tot ai pomenit asta, Monica, atenție mare când veniți la Galați, că giratoriul ăla foarte, foarte mare de lângă Kaufland nu e giratoriu, da? Deci okay. E un sens rotativ și să nu produceți un accident. Bun, glumeam un pic, dar nu, informație e pe bune. Deci, avem întrebări pentru Monica? Recunosc că, în general, tu prezinți într-un fel care nu... După care nu prea mai ai ce întreba, lucrurile clare, limpezi, cristal, dar cine știe? Eu păcălesc pe toată lumea că sunt profesor de matematică. Ok, bun, dacă nu, atunci mergem la următorul invitat, care este invitată, și mă refer aici la Tatiana Cauni de la Baia Mare, care sper că nu mai e supărată pe mine pentru că am zis că Buzăul e creuzetul. Bănuiesc că ai simțit așa, e ca și cum mi-ar fi spus mie cineva că la Brăila se întâmplă lucruri mai frumoase ca la Galați. Da. Tatiana, ai cuvântul și te ascultăm cu mare atenție. Mulțumesc, Toru. Ei, și în Maramu se întâmplă lucruri frumoase. Ați scăvit în Maramu, că și așa îți dorești de foarte mult timp. Chiar îmi dorești. Da, mulțumesc. Dacă tot ai pomenit asta, poate ar trebui să spun că atunci când a venit pandemia peste noi, aveam planificate niște drumuri. Primul era la Buzău, deci am fost la 2-3 săptămâni să ne vedem. Și celălalt era așa un mic turneu în zona de vest a țării. Și să știi că Baia Mare, ca să fiu cinstit, nu era în plan, dar acum este. O să fii cinstit, o să țin minte, să știi. Am fost acolo. Da, oricum, mulțumesc. Am fost acolo la Olimpiada Națională acum câțiva ani și a fost absolut grozav. Gata, nu mai zic nimic. Da, nu, stai liniștit. Mulțumesc, Doru, oricum, pentru invitație. Uite, așa am avut și eu ocazia astăzi să te revăd pe tine și pe Vlad Voiculescu. Nu v-am văzut din 2019 martie. Două oameni frumoși, cum este Monica și Toni și Dănuț, pe care i-am văzut în septembrie 2020.
dar să și cunosc oameni pe Sandrina și pe Vlad Stroescu. Și am lăsat-o la final, pentru că nu am văzut-o de ani de zile, pe doamna, mă bucur foarte, foarte mult să o văd astăzi. Eu o cunosc de la concursurile antidrog împreună, unde 4 ani, 4 veri, am beneficiat de atelierele dânsei. Deci ai văzut ce a făcut astăzi Doru. Minuni! Cu câte lume m-am întâlnit eu și sunt din Baia Mare. Deci, apropo de ce înseamnă tehnologia, până la urmă ne ajută așa din toate colțurile țării să ne întâlnim și noi astăzi. Și dacă Doru a zis școala emoțiilor, am vorbit despre aproape toate tipurile de emoții, eu, pentru că sunt profesoară de română și pentru că sunt așa o pată de culoare, oriunde mă duc, nu neapărat din cauza părului, deși cred că datorită părului, cum spune Monica, sunt din alt film, așa, o să vorbesc despre solvenților mai degrabă, pentru că ale mele au venit la pachet cu ale acestora, fiind dirigintă de clasa 12-a până în iunie și din această toamnă de clasa 9-a. Și acum să vedem dacă Doru este la butoane și mă lasă să-mi share-uiesc și eu ecranul, așa, o să putem. Ia să vedem, întâi să-mi deschid eu prezentarea ca să vedeți că într-adevăr pot. Da, cred că acum este ok, da. Să vedem dacă se vede. Așa, e o pată de culoare. Se vede. Și mi-am... Da, se vede. Numai să reușesc să pun pe tot ecranul așa, să fie frumos. Mi-am numit album de absolvent în pandemie. Pentru că eu cred că pozele vorbesc și ele de la sine și pentru că acești absolvenți de clasa 12-a nu prea au avut un album anul acesta din cauza situației în care ne-am aflat. Am notat acolo 27 aprilie 2020, pentru că eu am avut o postare pe rețelele de socializare. A fost ziua în care noi am aflat că nu o să mai mergem deloc la școală, nici copiii de clasa 12, nu o să aibă banchet, nu o să mai poată face nimic. Și mi-am zis că această zi merită în fiecare an Facebook-ul să-mi amintească de ea pentru a nu uita de această generație. Asta este prima noastră poză împreună. După aia trecem mai departe. Așa, ca să ajung aici. Când am aflat noi că nu o să ne mai vedem, că nu o să mai mergem la școală, că nu o să avem festivitate, am reacționat fiecare în felul nostru. Eu, ca adult, am refuzat în ziua respectivă să vorbesc cu copiii mei. Ei m-au bombardat cu telefoane, părinții la fel, și le-am spus că am nevoie de o zi pentru mine ca să-mi dau seama ce putem face mai departe și că a doua zi o să încerc să le răspund și eu, atât cât pot, emoțiilor lor, întrebărilor, nelămuririlor, dorințelor, care, să știți, nu se legau neapărat de examenul de bacalaureat, pentru că erau un prag de final de an și aveau câteva lucruri dragi lor. M-am întrebat a doua zi, într-un Zoom, ce fac ei cu finalul anului. La noi în liceu, eu predau în liceul teoretic Emil Racoviț în Baia Mare, este un liceu cu profil de științe ale naturii, clasa mea era de biologie, chimie, este cumva tradiția ca fiecare clasă să-și facă ceva aparte, să se îmbrace într-un anumit fel, clasa să fie organizată, să fie aranjată cu o anumită temă și noi aveam o temă pentru clasa noastră, ne gândisem la ceva și cumva visurile lor se năruiseră. Și le-am spus că sunt convinsă că tot ce au învățat 4 ani de la mine și de la profesorii lor o să-i ajute foarte mult să găsească resurse, chiar dacă nu putem să ne întâlnim la școală, să meargă mai departe și să se bucure de ultimele clipe în formatul 12D. Am avut încredere în ei, trebuie să recunosc, dar nu am știut că sunt chiar atât de creativi. Și cumva, legat de finalul anului, s-a cam terminat discuția noastră, pentru că și eu mă gândeam să le fac lor o surpriză, să nu mai fie așa de triști înainte de examenul de bacalaureat. Și așa că într-o zi am primit un mesaj. Într-o seară, de fapt, pe Messenger, care sună așa. Bună ziua! Vă invităm în data de 28 mai la ora 17 la vânătoarea de comori, care va avea loc în Parcul Regina Maria.
vă rugăm să ne confirmați prezența până luni, 25 mai, ora 20, în căutarea comorii, nu trebuie să interacționați direct cu alte persoane. Mulțumim anticipat! Inițial am crezut că este vorba doar despre mine, pentru că sunt diriginta clasei și am zis că sunt privilegiată și că s-au gândit la o surpriză frumoasă. Ei, am aflat că de fapt acest mesaj l-au primit toți profesorii de la clasă. Stați să-mi pun așa cumva să vedeți. Și era vorba de o vânătoare de comori. Tot ce vedeți în ghilimele scris pe slide-urile mele le aparțin copiilor, pentru că ei au scris un articol într-un ziar național despre toată nebunia în care au fost implicați. Și așa că la intrarea în parc, noi am fost cumva chemați la ore diferite. Fiecare profesor a primit câte o hartă a comorilor. Aveți traseul pe care l-am primit și eu și erau câțiva copii din clasa mea care răspundeau de noi. Noi profesorii nu ne-am întâlnit în parc deloc. Unii, eu nu, că am fost chemată mai târziu și erau foarte drăguți pentru că erau ascunși în spatele copacilor și făceau poze cum ne străduiam noi pe o vreme ploioasă, că ploua foarte tare afară, să găsim până la urmă comoara în acel parc imens. Da, aceasta este poza și postarea mea de final. Am zis așa, 12D, un suflet atunci când fac oamenii să zâmbească și o furtună atunci când lucrurile nu sunt cum credeai că ar trebui să fie. Cred că asta mi se potrivește și mie. Și le-am zis mulțumesc, dragii mei, pentru că ați reușit să găsiți clipa potrivită în această nebunie și să fim noi. În poze sunt profesoara de chimie și profesoara de fizică, pentru că din profesorii de la clasă, 7 profesori au acceptat provocarea și s-au bucurat împreună cu copiii. Finalitatea a fost un buchet frumos de flori și o carte, se numește Învățare, pe care i-au făcut-o cadou profesorilor. Am trecut prin multe, de la timpul care ne presa din ce în ce mai mult, până la ploaia pe care nu o puteam controla. Chiar dacă era o zi simplă de joi, pentru noi, elevii clasei a 12-a a însemnat o provocare. Am făcut totul așa cum am putut pentru aceste vremuri. Într-o poză, profesoara de matematică și de franceză, le-a pregătit și ele o surpriză copiilor și după vânătoarea noastră de comori, s-au îndulcit cu dulciuri. Asta a fost prima parte a ceea ce s-au gândit ei să facă împreună cu noi, pentru că nu ne-au lăsat doar așa. Și s-au gândit ca în data de 1 iunie să facem un Zoom, adică să facă ei, că eu nu m-am ocupat de absolut nimic, în care și-au invitat toți profesorii de la clasă, 13 profesori și 21 de absolvenți, în care le-au prezentat amintiri frumoase, am râs împreună, am și plâns împreună și un pic din speech-ul lor, zice așa. Abia acum, pe final, ne dăm seama că profesorii sunt cei mai buni actori. Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi aveți probleme acasă, la fel ca orice om până la urmă. Cu toate acestea, nu ați venit niciodată în fața noastră, la catedră, să ne spuneți nu mai pot. Să știți că uneori ne dădeam seama că ceva nu e în regulă. Chiar dacă niciodată nu v-am întrebat acest lucru. Acum rămâne doar să vă mulțumim pentru toate acestea. Și o să vă pun, am ales filmulețul cel mai scurt, pentru că a fost o știre la ProTV, este doar de un minut și ceva ca să nu vă plictisesc, pentru că în mod normal filmulețul avea vreo 3 minute pe care ei l-au prezentat profesorilor, să vedem dacă mi se și încarcă. În mod normal ar trebui, pentru că l-am verificat înainte, să vedem dacă se deschide YouTube-ul. Cele două imagini sunt din Zoom-ul împreună cu profesorii și cu și imagini din filmulețul pe care ei l-au prezentat. Eu sper să se încarce. Să nu mă ceri, Doru, că mănânc din minute. Acum, ia să vedem dacă este pe pauză sau nu. Este pe pauză, așa, din câte văd eu. Da. Da. Mi zice că e pe pauză. Ia să vedem, l-am oprit. Să vedem dacă pot cumva să reiau. Așa, ia să vedem. Aici. Să
vedem dacă putem să dau share doar la filmuleț și apoi o să mă întorc la prezentare, gata. Tehnologia aceasta. Să știți că și la clasă puțin la fel, până ne conectăm la toate device-urile, să înceapă scenariul hibrid. Cu acela este mai greu, să știți. Haideți să vedem că deja se încarcă, da. Clasa 12D, în formatul familie. Suntem aici pentru că ne-am acceptat unii pe alții. Că am râs împreună, că am plâns împreună, că am făcut tot ce ține de liceu împreună. Acesta a fost mesajul primit de dascălii elevilor de la liceul Emil Racoviță din Baia Mare, aflați la final de clasa 12. Tinerii au organizat o vânătoare de comori altfel. Profesorii au fost invitați într-un parc din oraș, iar acolo, cu ajutorul unor hărți, au găsit cele mai de preț comori, elevii pe care i-au îndrumat timp de 4 ani. Am încercat oarecum să ne inundăm parțial dorul de dumneavoastră prin vânătoarea organizată în Parcul Mare. Mulțumim frumos celor care v-ați rupit timp să veniți să ne vedeți pentru ultima dată ca unici. Am înlocuit ultimul clopoțel cu ultimul zumzet. Mi-a fost înlocuit clasicul Gaudeamus cântat la liceu, în cor, cu un Gaudeamus cântat în parc la distanțe de 2 metri între noi. Profesorii au primit flori din partea elevilor, respectând măsurile de siguranță. Nu e de mirare că emoțiile i-au copleșit pe toți, iar momentele unice au fost imortalizate. În acest an, din păcate, mi-au fost înlocuite toate. Absolvirea am înlocuit-o cu ultima oră azi, aici. Sperăm că în suflet ați notat prezențele, nu absențele noastre, căci acum, la final, în pas de despărțire, contează câți am fost, nu câți n-am fost. Da, o să opresc un picuț până o să dau drumul la, din nou la prezentare. Așa. Dacă ați crede că surprizele s-au terminat din partea copiilor sau, mă rog, absolvenților mei, vă spun că nu. Nici eu nu am înțeles cum de-au reușit să se adune atât de bine și să rezolve atât de ușor situația în care se aflau, poate pentru că erau împreună și pentru că se înțelegeau bine ca un tot, zic eu. Așa, harta vânătorii, ia să punem așa, este exact ca și harta vieții. Alegem calea greșită, apoi ne îndreptăm spre calea corectă. Ne pierdem, apoi ne întoarcem. Din această cauză, ei au ales harta ca un simbol pentru a fi împreună. Și pentru că am spus la început că fiecare clasă avea o temă, clasa noastră trebuia să pună în evidență visuri în troller. A fost un proiect în tot anul. Adică trebuia să fim așa ca pe o pistă de plecare din liceul teoretic Emil Racoviță. Ar fi trebuit să ieșim toți din clasă cu câte un troller pe care să avem mesaje scrise pentru colegi, pentru părinți, pentru profesori. Pentru că acest lucru nu a mai fost posibil, ei s-au gândit la altă alternativă. Așa că, într-o zi, în fața ușii, am găsit acest bilet de avion. Plecarea era 11:45, bineînțeles, de la mine de acasă, destinația 12:15 în fața muzeului satului. Acesta este biletul pentru ultima călătorie alături de noi. La final veți găsi cheia visurilor în troller. Aici era postarea mea de pe rețeaua de socializare și așa a arătat trollerul meu. Un troller cu bucurie, în care am primit albumul, un album făcut de mână, de ei, cu toate amintirile noastre și o poză în ramă pentru aniversare împreună. Și pentru că n-am avut festivitate de absolvire și ei s-au purtat atât de frumos cu toată lumea, m-am gândit să vină și le organizez și o surpriză. Și astfel că în loc de absolvire, le-am pregătit o surpriză. Pentru că nu puteam să facem nimic la școală, am închiriat o terasă cu distanțarea respectivă și le-am pregătit și eu ceva unde să aibă parte de ultima strigare a catalogului, de ultimul Gaudeamus. Am reușit să facem un Zoom împreună cu clasa 11B, care m-a ajutat în organizarea, în pregătirea acestei săli de clasă, în ghilimele să-i spunem, și împreună cu părinții acestor minunați copii. Și ne-am bucurat de o oră pe acea terasă. Azi, aici, încheiem o foaie din Cartea Vieții. O foaie în toate culorile. Au fost ultimele cuvinte scrise
în albumul meu. S-a fost majorată pentru că știți că ei au majoratul lor în clasa 11 și a 12 s-au gândit să-mi organizeze și majoratul meu, care nu este la o vârstă atât de tânără, să zic. Așa cum zicea un filmuleț, acum la final contează câți am fost, nu câți n-am fost. Și cam așa a arătat clasa mea de final. Eu le spun întotdeauna Caunici, de fapt așa li se spune în liceu, nu știu, de la numele meu, toate generațiile mele au purtat numele de Caunici, toate au fost D-uri de 20 de ani de când sunt învățământ. Această singură generație va fi 12 DS de la special, pentru tot ce au trăit ei în acest an și modul în care s-au organizat să-și depășească propriile emoții. Și acum să vedem dacă aventura continuă. Astfel că în 13 septembrie mi-am luat și eu bobocei, o altă generație de 9D, în parc, pentru că nu am putut să ne întâlnim toți, o generație hibrid, o generație care va veni la școală 14 cu 14, în față, în față și în online, și după o săptămână încă nu am reușit să-i cunosc foarte, foarte bine, dar am avut o primă oră de diligenție. Știu că, în general, le este foarte ușor să vorbească despre emoțiile lor, adulții. Mie nu mi-este ușor și, din cauza aceasta, am ales să vorbesc despre emoțiile absolvenților mei împreună cu mine. Vreau să vă spun că au terminat foarte bine examenul de bacalaureat. Sunt studenți în toate colțurile țării, Oradea, Târgu Mureș, Cluj. Au rămas și în Baia Mare, au ales să fie, sper să-și ducă la îndeplinire visul, doctori, avocați, manageri, cine știe, profesori nu cred, deși s-ar putea, că am două domnișoare la biologie și s-ar putea să nu intre în cercetare să devină profesoare de biologie, nu se știe niciodată. Dacă veți vrea să vedeți ce s-a întâmplat cu această generație de 9 de care peste 4 ani vor fi a 12-a de, o să rugăm pe Doru să mă invite peste 4 ani la o altă cafenea și să vedem cum va arăta albumul absolvenților de peste 4 ani. Mulțumesc frumos! Încerc să-mi spui că 4 ani ar trebui să te mai deranjezi, nu? Sau cum? Nu, nu. No, no. Da. Sper no. că avem măcar no. unul, doi. Mulțumesc oricum. Sper că avem măcar unul sau doi dintre elevii tăi studenți și la Galați. De ce nu? Noi mulțumim. A fost o prezentare veselă și policromă și, nu știu, mie mi-a făcut foarte bine, mi-a dat o stare foarte bună și sunt convins că și celorlalți. Dacă avem întrebări pentru Tatiana sau comentarii, intervenții, cum le spun eu elevilor mei, îi spun de vreo 15 ani chestia asta la sfârșitul fiecare ore, întrebări, comentarii, înjurături. Acum, deci nu cred să fie cazul de înjurături, însă poate sunt întrebări. Mulțumesc eu oricum. Mulțumesc și eu. Bine, acum, sincer să fiu, după asemenea prezentare, nu se pot întreba prea multe, pentru că, nu, cum spunea, mă rog, cum spuneau mai mulți de-a lungul timpului despre lucrurile fundamentale, sufletești, vorbim, putem să vorbim greu sau de foarte multe ori nici măcar nu putem vorbi despre ele. Foarte, foarte, foarte emoționant, te integrezi foarte firesc între elevii tăi. Literalmente la primul cadru pe care l-am văzut, nu mi-am dat seama că e vorba de tine, eram convins că e elevă între alți elevi și cred că mai toată lumea a simțit și a văzut ca mine. Bun, ajungem și la, hai să spunem, partea masculină a Plutonului 2, ca să zicem așa. Dane, nu știu dacă ai sesizat că Tatiana ne-a făcut urâți la un moment dat, a spus că uite, îl văd pe Doru, pe Dan și voi și niște oameni frumoși pe lângă ei, dar e ok, facem și noi ce putem. Am trecut. Da, următorul este profesorul Dan Voiculescu. Știu că, cum îmi place mie să glumesc cu Dan, în general,
oamenii activează alte sinapse în România când spui profesorul Dan Voiculescu, dar nu, pe bune, acum între noi îl avem pe adevăratul profesor Dan Voiculescu. Nici nu știu de câte ori se întâmplă asta. Da, îmi imaginez că ai auzit gluma asta de foarte multe ori, însă te rog să mă crezi. Și azi mi-am propus să nu o zic, dar nu mă pot abține. Dan este profesor de fizică la Colegiul Național Costache Negri din Galați. Este unul dintre gălățenii noștri și nu știu dacă ați auzit de el până acum, însă dacă ați auzit, ați auzit probabil în conexiune cu știri de genul e proful ăla care produce incendii controlate în clasă și face alte tot felul de lucruri spectaculoase. Asta apropo, să știi, Dane, că am avut ieri un schimb de replici cu un domn care spunea ceva de genul săracii profesori de mate, fizică, chimie, ei nu poate să facă chestii din astea așa prin care să câștige inima copiilor. Și evident că contraexemplul mi-a venit imediat în cap și ăla erai tu. Îți înmânez cu tot dragul microfonul. Mulțumesc. Și te ascult. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru inițiativă și pentru invitație. Bună ziua tuturor! Îmi pare rău că rândul meu vine după prezentarea Tatianei, care a fost una deosebită. Eu fiind profesor de fizică o să fiu un puțin mai arid în ce am să spun. Îmi pare rău că s-a nimerit așa. Am remarcat că absolut toți antevorbitorii mei au pus degetul într-un fel sau altul pe o rană care până acum cred că a trecut oarecum neobservată. Și o să vă spun imediat despre ce este vorba. Ca să iau cu începutul, de la început, acum câteva zile Doru mi-a lansat această invitație și provocare. O perioadă, o zi, două, am fost confuz, nu știam foarte clar cam despre ce se poate vorbi aici. După care o colegă din grupul nostru de profesori, din grupul de WhatsApp al profesorilor de la Colegiul Național Costache Negri, a postat o poezie. Care poezie mi-a produs un declic. Am să vă citez o strofă doar din poezia respectivă. Mi s-a părut o poezie extraordinară pentru noi, pentru ceea ce suntem noi și facem noi. Prima strofă, poezia este a Gabrielei Munteanu, Să fiu dascăl, se numește poezia, și prima strofă zice așa: Ce bun ai fost cu mine, Doamne, lăsându-mă copil mereu, să pot veni atâtea toamne la școală fără să-mi fie greu. Și mi-am dat seama brusc că de fiecare dată, la fiecare început de an școlar, deși am 22 de ani de catedră, eu am emoții. Vă spun cu toată sinceritatea, la fiecare început de an școlar, cum vine 15 septembrie, eu am emoții. Acum știu de ce. Pentru că îmi place să cred că sunt încă un copil. Și atunci am înțeles de ce am rămas în sistemul ăsta preț de 22 de ani, vă spuneam, în sistemul educațional. Pentru că de fiecare dată, la fiecare început de an, abia aștept să văd noile generații, să continui munca cu cei din clasele a 10-a, 11-a, eu știu, și mai ales să mă întâlnesc cu bobocii, cum le spun. După care m-am lămurit. Deci mie îmi place foarte mult să fac meseria asta pentru că am rămas copil. Apoi m-am legat, se leagă foarte bine cu ce spunea Vlad mai devreme, cu vocația meseriei de profesor. Și am concluzionat că orice aș face și dacă aș da timpul înapoi și dacă aș fi avut alte condiții, eu știu, asta mi-ar fi plăcut să fac. Bun, m-am lămurit în privința mea. Dar ce îi mână în luptă pe ceilalți colegi ai mei, ai noștri, pe toți cei din care facem parte din tagma asta a cadrelor didactice? Pentru că sistemul este supus unor presiuni extraordinare.
din partea părinților, din partea birocrației excesive, să nu mai pomenim despre nivelul de salarizare. Sunt o mulțime de factori care stresează cadrele didactice. Am găsit și niște cifre. În urma unui studiu publicat la nivel european, s-a constatat că gradul de anxietate în muncă este cel mai ridicat în categoria profesorilor și medicilor. 12,7%, ceea ce mi se pare foarte mult. Odată găsit firul acesta, am mers mai departe și am început să fac niște săpături prin mass media, prin articole de presă, peste tot. Am constatat că toată lumea spune ce să facem ca să ajutăm copiii, elevii să treacă peste această perioadă dificilă. Și să fie foarte clar, n-am niciun fel de problemă cu asta, într-adevăr, copiii au mare nevoie de ajutor, elevii au mare nevoie de ajutor, dar niciodată n-am găsit nimic despre profesori. Pe noi cine ne ajută? Nu ne ajută nimeni. În condițiile în care, repet, procentul de anxietate în muncă la profesori este de 12,7%. În condițiile în care procentul abandonului acestei meserii din faze timpurii este foarte ridicat. Vin oameni în sistem, nu sunt, nu știu câți sunt anume, n-am găsit o cifră anume, dar renunță repede. Renunță repede pentru că, da, trebuie să ne ajutăm singuri. Și cred că trebuie totuși să cerem ajutorul și specialiștilor, cum ar fi Vlad, cum ar fi Sandrina, pentru că ne pot ajuta mult. Cei care vin în sistem, vin, nu fac față presiunilor și pleacă. Și sunt mulți foarte buni care ar fi putut face o carieră deosebit de frumoasă în sistem, dar care nu rezistă. Tot așa, un studiu european din 2015 spunea că două treimi dintre profesori la nivel european, dintre cadrele didactice de la nivel european, au peste 40 de ani și se vor pensiona în următorii 15 ani. Ceea ce este o mare problemă. Să zicem că noi, cei din generația mea, suntem tăbăciți, facem față presiunilor, ne descurcăm, dar descurajăm total pe cei care intră în sistem, cei care ar dori să intre în sistem. Cu salarizarea proastă, cu birocrația excesivă, toți ne plângem de, sunt convins, avem o problemă cu această birocrație excesivă, toți avem nevoie de ușurarea acestor hârtii și documente despre care vorbeau și Vlad și Sandrina mai devreme și Monica. A, și apropo, Monica, răspunsul la întrebarea ta apropo de comunitate, comunitatea copiilor care au și 54 de ani. N-am apucat să-ți dau atunci răspunsul, dar ăsta este răspunsul pe care ți l-aș fi dat. Îmi place să mă consider încă copil și mă bucur foarte mult că este așa. Mă consider privilegiat din punctul ăsta de vedere. Și atunci, cred că profit de această invitație, profit de această cafenea, să lansez un apel de ajutor. În sistemul nostru educațional nu există ceea ce, eu cel puțin nu am găsit, nu există nimic ceea ce se numește educație, cultură emoțională. Nu am găsit așa ceva. Sunt tot felul de cursuri de formare, că facem așa, că facem invers, că ne obișnuim cu device-urile, că ne obișnuim cu online, cu toate cele. Că mai facem nu știu ce cursuri care sunt plătite din fonduri europene și care sunt de fapt, vorba aceea, n-ar fi. Dar niște cursuri care să ne ajute să trecem peste aceste presiuni care sunt asupra noastră, care se fac asupra noastră, nu am găsit nicăieri. Și avem nevoie. Monica spunea în intervenția ei că sunt inițiative personale, private, ale unora sau ale altora. Foarte frumoase, foarte bine. Abia aștept să văd mai concret despre ce este vorba. Dar tot Monica spunea la un moment dat că trebuie
intervenție, eu știu, poate la nivelul ministerului sau poate chiar mai sus. Nu ne ajută nimeni. Și atunci va trebui, într-adevăr, cum era un mesaj mai devreme, să ne ajutăm singuri. Nu-mi fac mari griji, să spunem, mari probleme pentru, repet, cei din generația mea, pentru că noi suntem obișnuiți cu asta, facem față, dar nu mai vine nimic în sistem. Copiii vor avea mari probleme în a ajunge la un nivel de educație corespunzător și lucrurile nu sunt deloc frumoase, ca să nu spun altfel. Și atunci vă dați seama că intervenția mea după cea a Tatianei nu se potrivește deloc. Îmi pare rău că s-a nimerit așa, dar am simțit nevoia să profit de ocazia asta și să trag un semnal de alarmă, pentru că cred că este cazul. Și da, asemenea întâlniri sunt foarte utile, sunt foarte folositoare tuturor, dar din păcate încă e un număr restrâns de participanți. Trebuie găsit o soluție pentru asta. Școala nu mai este cum era, sigur ați constatat asta, mai sunt aici colo, să spunem, niște insule în sistemul educațional, niște colegi bune, niște școli bune, cu copii buni, cu copii educați, dar sunt doar niște insule, din păcate. Prea mulți copii la clasă, prea multă programă, materie, prea multe hârtii, prea multe din de toate. Părinții, în mare parte, nu prea susțin profesorii. Sunt și situații în care, bineînțeles, părinții ajută profesorii, dar rare, foarte rare. Îmi pare rău că am ajuns aici, dar cred că trebuia să tragem un semnal de alarmă. Mulțumesc. Și noi mulțumim foarte mult, Dane. Eu nu cred deloc că prezentarea ta nu s-a potrivit după ce a dat Diana. Din potrivă, eu cred că suntem, uite, ca să-l pomenesc și eu pe Franz de Val, etologul pe care l-a pomenit și Vlad Stroescu, eu cred că suntem, cum spunea de Val, niște animale bipolare. Și eu cred că ambele lucruri ne definesc la fel de mult. Pe de o parte, toate greutățile astea, toate ghiulelele astea pe care tu le-ai pomenit și pe care le ducem zi de zi. Pe de altă parte, comuniunea și emoțiile autentice pe care le simțim în contact cu copiii și care eu cred, la modul foarte sincer, că sunt, de fapt, motivul fundamental pentru care continuăm să facem asta. Nu cred că cineva dintre cei de aici și dintre foarte mulți colegi capabili din sistem nu și-ar găsi mâine de lucru în condiții poate mai avantajoase financiar sau social. Probabil că există și profesori care stau din lipsă de alternative în sistem, însă există foarte mulți profesori care cred că ar fi înghițiți mâine de lumea capitalistă, care ar avea ce să scoată de la ei dacă și-ar propune să plece. Da, există ceva, și îmi place să cred că nu-i vreun sindrom Stockholm, dar există ceva care ne face să continuăm să facem lucrul ăsta și, sigur, sunt ape tenebroase aici. Însă eu mă bucur foarte mult că am organizat și că găzduim o sesiune sănătoasă și echilibrată, pentru că prea mult s-a vorbit în spațiu public despre emoții, după părerea mea, superficial și ușor habarnist. Și eu am de mult timp în cap un text pe care nu l-am scris încă, de aia în cap, dar dacă îl voi scrie, va avea titlul despre motivația care demotivează. Există un efect al discursurilor motivaționale superficiale în spațiu public, care din punctul meu de vedere este absolut demotivant. Să-i spui unui profesor care trece prin greutățile pe care le cunoaște,
să-i spui unui profesor care se străduiește și o ia peste ochi așa zilnic de la sistem și de la alții, că de fapt lucrurile sunt foarte simple și că se pot rezolva numai cu un pic de bunăvoință și dacă te încordezi un pic așa, este, după părerea mea, nu doar fals, ci și contraproductiv. Dacă sunt întrebări pentru Dan Voiculescu, pentru că avem un alt Dan după, le primim cu mare, cu mare aș plăcere. Aș vrea eu să fac, să fac o remarcă, dacă nu mă bag cam ustan lapte. Nu, e Vlad, da? Chiar sunt eu Vlad, mi s-a schimbat numele, nu știu de ce. Pelicanul Solitudinis, da. Da, inițial băgasem numele meu real, că nu contează, în fine. Apropo de ajutat singuri versus cerut ajutor versus ajutor instituțional versus coaching și cursuri. E doar părerea mea umilă, dar cred că cursurile și sfaturile de-a gata sunt foarte supraestimate. Și cred că există o modalitate de a ne ajuta singuri care să fie foarte productivă. Și aș vrea să dau un exemplu. Crezusem că mi-a venit mie ideea asta și am căutat acum pe Google și am văzut că, bineînțeles, că există și se face în alte țări, și anume grupurile Balint pentru profesori. Medicii au o formă de terapie de grup care se cheamă grupuri Balint. Nu este foarte frecventată, eu am participat, dar nu e frecventată din cauza culturii noastre profesionale. Ne e teamă de expunere, ne e teamă, în fine, să nu intrăm în amănunte. Și este un grup de suport centrat pe caz. Adică, pe scurt, vine cineva cu o problemă, cât se poate de concretă, nu știu, legată de un elev sau de un părinte, să zicem, în cazul profesorilor, sau orice fel de problemă, o prezintă, după care tace din gură și ceilalți membri ai grupului, care sunt egali, deși e nevoie de o minimă moderație, dar nu e cineva care te învață ce să faci și cum să-ți gestionezi emoțiile, cei care participă la grup, preiau discuția și folosesc din plin jocul de rol. Încearcă să se pună în locul participanților, la personajelor din povestea pe care a spus-o cel care și-a prezentat cazul. Te pui în locul părintelui, te pui în locul copilului, te pui în locul profesorului. Când am participat eu odată la o ședință de grup Balint, cineva s-a pus în locul soției mele. Nu vă gândiți la prostii, se gândea cum de soția mea nu se enervează că îmi sună telefonul tot timpul la cele mai nepotrivite ore și și mi-aduc aminte cât de mult m-a ajutat ședința aia de grup și cât de simplă e metoda asta de a ne dezvolta empatia unii față de alții. Și până la urmă nu cred că există mod mai bun de a învăța despre emoții decât prin empatie, mult mai mult decât prin teorie. Nu putem să așteptăm astea de la instituții, de la minister, e practic să mai așteptăm un ajutor concret de la ei în sensul ăsta. Cred că eu aș face aș conta pe construirea unui contrasistem, unui sistem paralel, unui sistem de rezistență, nu de gherilă, ci unui sistem la început informal, dar care încetul cu încetul să crească paralel cu sistemele vechi și birocratice și înțepenite și care nu prea sunt mai curând perverse decât de ajutor. Și uite, cafeneaua asta cred că este unul dintre elementele unui asemenea sistem paralel de rezistență. Asta vreau să zic în comentariu la ce ne-a spus Dan acum și antevorbitorii. Mulțumesc! Eu aș mai vrea să fac o intervenție scurtă, Doru, te rog. Sigur. În unul dintre, cred că era ultimul sau penultimul slide al prezentării Tatianei de mai devreme, când copiii, am să citesc aproximativ, copiii spuneau că am simțit că uneori nu este ceva în regulă, că aveți probleme acasă și după aceea veneați la școală și mascați totul, că profesorul este un actor, dar simțeau totuși că ceva este în regulă. Și asta este probabil un... Cel puțin pentru mine este un lucru extraordinar. Da. Cred că vrea și șefa mea să ia cuvântul.
Așa că o să-i dau cuvântul. Da. Dacă, da, dacă nu mai zic... Auzit, nu ne-ai auzit când am spus că trebuie nu. Să avem poze cu directorul cu sac de box? Ba da, am auzit a, și așa. Am auzit și asta și pregătesc câteva poze pentru mâine. O să-mi pregătesc 7 poze, așa să vi le dau tuturor, să le aveți acolo, să le puneți... să le aveți la dispoziție. Nu, eu vreau să spun așa că, într-adevăr, și eu ca profesor, că eu așa întâmplător și temporar și interimar, cum îmi place mie să spun, sunt acolo chipurile șefa voastră. Voi știți foarte bine că suntem cu toții colegi, nu e nimeni șef. Ideea este eu că... Nu cred că m-a luat cineva în serios prea tare. Da, păi... Ideea este că noi avem în curs de avizare la minister, apropo de ceea ce spunea domnul profesor Voiculescu, noi avem un curs de avizare la minister, un program de formare care se numește chiar așa, dezvoltare personală și profesională prin tehnici de programare neurolingvistică. Sunt convinsă că toată lumea știe ce înseamnă NLP și tocmai din această cauză, pentru că NLP-ul, spre deosebire de psihologie, zic eu, cel puțin așa am văzut eu lucrul ăsta, vine cu niște tehnici concrete care apelează chiar la modul de funcționare al creierului, la fiziologie. Sunt convinsă că acestea sunt destresante, aceste tehnici sunt destresante, măcar pentru o perioadă de timp, până când ajungi și vorbești cu psihologul, până când ajungi și intră terapiile celelalte în funcțiune. Dar aceste tehnici chiar funcționează și din acest motiv noi am zis la Casa Corpului Didactic că va fi un curs foarte, foarte dorit de colegii noștri profesori. De îndată ce primim avizul de la minister, noi îl și livrăm. Asta am vrut să spun, că ne-am gândit la lucrul ăsta și noi și că n-am stat efectiv fără să facem nimic și că am pregătit asta în ultima vreme și îl vom anunța. Atunci pot să zic și eu despre cursul în curs. Bineînțeles, pentru că ele merg mână în mână. Da, sigur. Dacă tot a spus Doina, și eu am un curs în curs de avizare la minister și sper de asemenea să fie util. Mi-am pus întrebarea, ok, care ar fi zona, hai să spunem, mai puțin acoperită în momentul ăsta, pentru că pe alte probleme, Casa Corpului Didactic are și are de multă vreme cursuri cât se poate de ok. Dacă mergem pe zona de formare didactică, pe, mă rog, zona de pedagogie și așa mai departe. Și un răspuns pe care mi l-am dat eu așa, e că o chestiune aproape deloc acoperită, sau cel puțin eu nu știu, e cea legată de felul în care putem încadra comportamentul uman în peisajul etologic mai larg al comportamentului, hai să spunem, primatelor, și anumite elemente care vin dinspre neuroștiințe și care sunt relevante în învățare. Eu sper să iasă ceva fain, sunt încă în stadiul în care scriu la el și la suportul de curs și am 420 de cărți deschise și încă, știți, e harababura aia dinainte să iasă ceva, dar eu sper din suflet că la final va fi o chestie interesantă care, alături de ceea ce facem deja și se face de mai mulți ani, să completeze oferta noastră. Gata, am încheiat momentul publicitar, vorba Monicăi, o să anunțăm pe site-ul CCD când vom avea minunățile astea și vă puteți înscrie. Întreba cineva dacă cursul se adresează numai profesorilor din Galați, nu știu să vă spun. Am răspuns deja, cursul va fi avizat din minister și se adresează tuturor profesorilor din țară. Nu avem grup țintă doar profesorii grălățeni. Deci nu văd de ce ne-am rezumat la...
Da. Anul ăsta va fi probabil online, deci... Anul ăsta va fi sigur online, tot anul, cursurile de formare, conform unei adrese primite de la minister, toate cursurile de formare de anul acesta se vor ține doar online. Deci, oricine este binevenit să se înscrie la ele. Bun, propun să mergem și la ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă invitat al întâlnirii noastre. Am mai mult sentimentul, nu știu, mă simt mai degrabă ca un festival rock, așa, ăla e feeling-ul, nu la o întâlnire didactică, știți? Când se pune pe afiș și vor cânta și aia, și aia, și aia, și aia, starring. Și invitatul meu este tot un profesor de la Buzău, Danuț Solcan, care cred că cel mai bine, mare bine vi l-aș face dacă aș tăcea și l-aș lăsa să spună și să arate ce are de spus și de arătat. Dane, ai legătură. Bună ziua, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi. În momentul în care Doru m-a invitat la această primă cafenea de la Galați, nu știam, cred, niciunul nici altul subiectul respective cafenele. Eu am zis da, după care am aflat că este vorba despre emoții și despre gestionarea lor și, panicat, am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe Doru și am spus: ok, Doru, avem o problemă. Avem o problemă, eu stau foarte bine la capitolul emoții, toată viața mea e bulversată de emoții, însă nu stau deloc la fel de bine la gestionarea lor. Și atunci, cum ar fi treaba asta, să eu să mă apuc să, dacă nu pot să-mi văd de emoțiile mele, să mă apuc să dau sfatul și altora. Atunci, Doru, în înțelepciunea lui filozofică, a spus: e perfect așa. E perfect așa, închis subiectul vizionat. Deci iată-mă aici alături de dumneavoastră, neștiind chiar deloc ce ar putea să iasă. O să am nevoie de un share screen și să vedem, poate lucrurile vor merge bine. O să vă rog să-mi spuneți dacă se vede. În momentul ăsta vedeți o pagină albă. Da, se vede. Este în regulă, o să încerc să o fac și mare și să vedem cum stau lucrurile acum. Bun, ar trebui să fie în regulă. Pentru că s-a vorbit atât de mult despre emoții și despre sentimentele noastre în timpul pandemiei, o să fac și o introducere referitoare la acest aspect, după care o să merg spre niște aspecte mai vechi din preistoria mea ca profesor, de pe vremea când nu știam ce înseamnă cu adevărat emoții sau nu le înțelegeam chiar deloc. Bun. O să încep prin a vă propune această bucată de hârtie. Este scrisorică. Mi se întâmplă foarte des să vorbesc cu copiii și prin scrisori. E vorba de un copil de clasa 9, era o clasă pe care eu o preluam atunci la istorie. Subiectul scrisorilor era: ce ai vrea tu ca profesorul tău să știe despre tine? Nono, așa îi spun eu fete când o alint, mi-a scris în felul următor: citesc doar o bucățică, îmi plac paltoanele, pot vorbi cu accent britanic, la engleză se referă, are o engleză impecabilă, scriu poezii într-o carte cu pagini goale, nu-mi place când oamenii vor să comunice cu mine, nu-mi plac complimentele. Odată n-am ieșit din casă 3 săptămâni, îmi pot face bunica să creadă că sunt doctor, îmi pot păcăli mama că sunt moartă. Aș putea piti 3 câini într-un cinematograf. Universul mă sperie. Bun. De ce am ales să încep cu așa ceva? Pentru că într-un astfel de moment și citind așa ceva, realizez că se poate declar că emoțiile, sentimentele, vulnerabilitatea sunt în însăși inima condiției noastre de profesor. Nu poți să fii prestator de servicii cu copiii. Mă rog, poți să fii, dar va fi un dezastru. Uitați-vă la un copil care nu mă cunoștea absolut deloc și care se deschide în felul acesta. Mai târziu m-am întâlnit cu ea într-o excursie peste 2 luni și mi-a spus: la început am vrut să scriu toate blablaurile alea pe care le scrie toată lumea. Sunt optimistă, îmi place să socializez, etc. Dar m-am gândit la ce bun. Oricum nu se mă cunoaște. E bine, copiii au această posibilitate de a-ți servi din plin, din sufletul lor. Nu este chiar ușor să te racordezi la lor de sinceritate, la emoțiile și la sentimentele lor. Trebuie să faci cumva față. Altcineva mi-a scris: îmi place să mă uit la filme triste pentru că în felul acesta o să am un motiv când simt nevoia să plâng. Gândiți-vă care pot fi reacțiile noastre. Pe scurt, cred că sentimentele lor și sentimentele noastre, emoțiile lor și emoțiile noastre trebuie să se combine cumva pentru a crea
aspectul acela vital în educație care se numește relație. De acolo se naște relație. Dincolo de această introducere pe conceptul de emoție, dacă vreți, sau pe cum să resimțim noi emoțiile într-un moment sau altul în viața de profesor, am să spun două vorbe despre emoțiile din pandemie. Copiii n-au suportat bine. La un moment dat i-am rugat să-mi spună un cuvânt care să descrie starea lor. Știți că doar vreo 5% au fost optimiste cât de cât. Să zicem speranță, încredere, totuși e un cuvânt bun în cazul ăsta. Însă majoritatea au fost pesimiste, cel mai întâlnit a fost cuvântul confuzie. Confuzie, deprimare, frustrare, neputință, cineva a zis sătulie. Sătulie este un cuvânt furat de la, dintr-o carte a lui Liceanu, Ușa interzisă. Sătulie, sunt absolut până în gât de treaba asta. Și mulți au răspuns obosit. Și am întrebat, cum, de ce ești obosit în condițiile astea? Ai mai mult timp de somn, efortul este mai mic. Un copil mi-a explicat foarte frumos. Mă simt de parcă aș fi schimbat fusora. Și atunci, bineînțeles că ne-am dat seama că trebuie să intrăm pe nouă fusora și să facem ceva. Nu? Să încercăm să trecem de ferestrele negre. Asta a fost mai simplu. Le-am explicat, haide să ne vedem la ochi, este foarte important. Însă, deja zâmbetul lor nu mai era al lor. Atunci am încercat să ne jucăm un pic. Și v-am dat un exemplu, am creat un mic proiectel de teme, să spunem așa, teme amuzante, care constau în interpretarea de caricaturi. Aici este o capodoperă de caricatură. Să știți că merită să-i punem pe copii să exerseze așa ceva. În Statele Unite există un BAC alternativ care presupune să analizezi caricaturi din New Yorker. Da? Asta dezvoltă foarte mult creativitatea copilului. Aici este o caricatură magistrală despre economia socialistă și economia comunistă. Are tot ce vrei. Are o legendă nemaipomenită, are un joc de cuvinte grozav, o literă de diferență face totul, are un umor colosal, are și zidul Berlinului, acum zidul văzut de Churchill, nu? Cortina de fier, Iron Curtain. Poți să faci un eseu beton de două pagini. Copilor le-a plăcut foarte mult să se joace pornind de la desene. După care le-am mai propus ceva. Nu știu dacă știți, acele povești de 6 cuvinte, ci că l-ar fi inventat Hemingway. Da? În 6 cuvinte închizi întreg univers. Să poți să spui ceva și să deschizi spre un mister în doar 6 cuvinte. Să prinzi o întreagă experiență de viață în 6 cuvinte. Hemingway are una celebră care spune vând pantofiori de copil, da? Nepurtați. În engleză sunt în 6 cuvinte. De acolo te întreb de ce oare, de ce a cumpărat pantofii de copil dacă nu au fost purtați, ce s-a întâmplat cu copilul, etc. etc. Iată câteva dintre lucrurile care au ieșit copiilor noștri. Un oraș, un avion, niciun oraș. Este evident Hiroshima. Verighetă pierdută, o să o păstrezi. Uite o stea căzătoare, zise T-Rex, cățel pierdut în spațiu, săraca Laica, fără recompensă. Născut sub stea, păcat că e roșie. Copiii au rezonat extraordinar, efectiv au intrat într-un flow în care au început să creeze. Și cred că în momentul în care ești în flow, nu, încep să uiți de emoțiile negative. Însă, preferata mea de departe este asta, este teribilă. Ia uitați-vă. Mama mă ceartă, eu ascult muzică. Trebuia să vă pun să ghiciți dumneavoastră ultimul cuvânt. Da? Este minunată pentru că dacă nu înțelegem, măcar metaforic, că acel copil are niște căști pe urechi, da? Și nu reușim să le dăm jos, nici noi ca părinți, nici noi ca profesori nu o să reușim să comunicăm cu ei. Asta mi se pare o realizare absolut remarcabilă. Însă, dincolo de această joacă, am început să trec lucruri, știu eu, un pic mai serioase. Avem un întreg proiect care se numește 3,14 și un lucru bun pe care l-am făcut a fost să nu ne părăsim obiceiurile. Fiind în 3,14, suntem în clubul care își cerbează ziua pe 14 martie, 14-a 3-a și ziua lui Einstein. Ziua de naștere, e un club în plan internațional, se mănâncă plăcintă de la Pi, ok? Și noi ne-am mâncat plăcinta pentru că nu acceptam ca un amărât de COVID chinezesc, nu? Să ne strice obiceiurile. Am mers mai departe, nu ne-am putut întâlni, de acord, însă iată că fiecare și-a făcut plăcinta la ea la casă, nu? Cumva într-un consens, într-o simfonie, am reușit să mâncăm plăcinta. Obiceiul nostru de 7 ani nu a fost trădat. Atunci lucrul ăsta au fost poate niște pansamente pe rănile noastre. Mai mult decât atât,
să-i băgăm în niște proiecte mai mari care să le umple mintea. Spre exemplu, în public speaking. Public speaking este, după părerea mea, prea puțin valorizat în România. În alte țări sunt proiecte nemaipomenite la plan național. Am făcut un grup, numai tușiți, am făcut un prim concurs cu 30 de oameni, da, cu premii și așa mai departe. Premii foarte frumoase, concursul numește Let's Talk About You. După care, ceva chiar drăguț, pentru că ne-am extins o treime din țara, poate e mult, dar un sfert din țară. Iată că s-au făcut vreo 130 de copii din România și din Republica Moldova. Mi-a plăcut foarte mult că a doua ediție a concursului a însemnat depistarea de teme din comunitate. I-a făcut pe copii să deschidă ochii, să se uită în jur. Marguerite Yourcera are o expresie celebră, să treci prin viață cu ochii deschiși. Okay? Trebuie să treci prin viață cu ochii deschiși, să vezi ce este în locul tău, în jurul tău. Și dacă îi învățăm de copii, s-ar putea să iasă niște adulți mai buni decât noi. După care lucrurile s-au îmbunătățit din ce în ce mai mult, pentru că avem o colaborare cu Expert Forum, cunoașteți probabil. Am discutat cu Jessica Kim, consilier în departamentul SUA pentru corupție și crimă organizată. Copiii au discutat cu ea și a fost o experiență nemaipomenită. Ca să fim la zi, iată, am vorbit cu Sorin Ioniță despre manipulare și dezinformare în criza COVID și avem un proiect proaspăt. Acum se va întâmpla un nou atelier despre alegerile locale pe care Expert Forum îl pregătește pentru copiii noștri. A fost o experiență cât se poate de bună și, sincer, acest ultim proiect mă încântă de mai pomenit de tare, pentru că mi-aduc aminte cu groază, nu știu dacă mă țineți minte, cei un pic mai în vârstă, nu știu dacă sună bine asta, în anii 90 s-a făcut un sondaj printre români. Cum ar trebui să arate liderul vostru politic? Dacă ar fi un animal, cu ce animal ar semăna? Și răspunsurile românilor au fost, nu știu dacă știe cineva, câinele și boul. Câinele pentru că este credincios și boul de nădejde, poți să-i pui oricât în spate. Da? Deci nici românii n-au vrut leul sau vulturul sau ceva, au vrut un animal de lanț și de jug, animale domestice. Ei bine, dacă vrem să avem șansă unor cetățeni adevărați, trebuie să creștem de mici. Despre asta este vorba. Și sper ca oamenii care vor înțelege ce înseamnă politica de mici să judece altfel în momentul în care vor fi lideri, vor deveni lideri. Bun. Însă, cea mai tare experiență din această perioadă de pandemie a fost de departe experiența, provocarea pe care ne-a propus-o Ideo Ideis. Ideo Ideis este cel mai mare festival de teatru tânăr din România. Au venit cu o provocare foarte tare. Acum, o dublă provocare. Prima provocare a spus, nu închidem. Și ce dacă e pandemie, noi facem. Nu mai putem să facem acasă, dar venim la voi. Bun? Dăm un concurs Draven, se califică 8 echipe din țară și noi venim în fiecare oraș, da, în echipa calificată și mai pot veni și alți copii pe lângă. Deci pe lângă copiii din trupa calificată, trupa de teatru, puteți aduce încă 15 oameni din orașul vostru. Împreună facem o revoluție. Uitați-vă de la cel aproape în costumul lui Adam până la fata mascată, practic din cap până în picioare acoperită. Nu? Asta spune unanim. Toți trebuie să gândim în treaba asta. Cei mai vârstnici sau cei mai tineri trebuie să încercăm să schimbăm ceva. A fost o întreagă nebunie timp de 3 săptămâni cât ne-am străduit să ne calificăm. Ne-au cerut niște filmulețe, trebuia să facem niște lucruri interesante și nu ușoare, dar la un moment dat a apărut bucuria cea mare, pentru că au publicat cele 8 echipe câștigătoare. Noi suntem 3,14 pentru că avem un club care se numește așa și v-am mai spus prima de vreme, da? Trupa de teatru se numește la fel. Și a început această aventură, care pe mine m-a terminat psihic, vă spun. Vă dați seama, au venit la noi, aici suntem cu Alexandru Papadopol, care a fost mentorul trupei noastre. În prima zi n-am făcut altceva decât să mă uit la copii. Și nu eram deloc atent la teatru. Mă uitam când beau apă, când mănâncă, când se scarpină la nas. Era august, da? Numărul de cazuri creștea. Și atunci mi-am făcut o întreagă listă. Bun. În momentul în care ai băut apă, faci chestia aia. Când mănânci, nu dai nimic. A fost înfiorător. Mai ales în momentul în care am văzut copii cu febră. În a doua, a treia zi, au apărut copii cu febră, 37 cu 8. Puneți-vă un pic în pielea mea, că sunteți profesori. Da? 38 cu 1, 38 cu 6 chiar. Bun. S-a dovedit din fericire că unul dintre pistoalele care a luat temperatura a fost stricat, iar cel cu 37 cu ceva, de fapt, era pur și simplu un pui de insolație, n-a fost niciun pic de COVID, însă riscul a fost destul de mare. Dincolo de risc, a fost o nebunie curată, a fost foarte frumos. Iată-l pe Gabi Cosmin, actorul de la Teatru Mic, care ne-a învățat ce înseamnă seriozitate combinată cu joacă.
Bun, și aici să insist un pic, spre deosebire de alte prezentări, pe ideea de dans, pentru că am avut bucuria să facem cu Vava Ștefănescu, directoarea de la Centrul Național al Dansului. Și Vava i-a luat de la prima zi în care a învățat să danseze un sunet. A spus, ce a zis doamna psihoterapeut puțin mai devreme, încearcă să lași gândirea un pic în spate, simte cu corpul, da? Întâi dansează și după aia gândește. Întâi pune corpul să simte și după aia gândește. Asta este ordinea corectă. Și atunci au trecut de la vocale, cum dansez un A, un E, un I, un O și așa mai departe, la emoții și după aceea la sentimente. Ia uitați-vă, puteți să puneți ce cuvânt doriți, dar ce ar putea să fie aici? Fericire? Nu? Nebunie? În sens catartic, pozitiv? Hai să mai vedem una. Nu știu de ce nu merge mai departe. Bun. Dăruire, poate, abandon. Dincă ce am avea grijă, îmbrățișare, protecție. Nu? Grație. Aici îmi place poza asta foarte mult, pentru că mi se pare că asta a fost poziția noastră față de COVID. Vom lupta cu tine, da? Nu să ne dăm bătuți. Ok? Noi suntem aici. În spatele nostru este lacul și ne vom face treaba noastră. Bun. Asta a fost experiența din perioada pandemică pe care o continuăm și care cred că nu numai copilor, dar și mie mi-a făcut bine în ciuda unui stres enorm într-un moment sau altul. Acum profit de faptul că am convenit treaba asta cu Doru și mă întorc un pic, spuneam, în trecut pentru a justifica cumva titlul. Vorbeam despre proiecte școlare, proiecte aparent inofensive. Sintagma proiect școlar sună într-adevăr inofensiv. Însă, dacă vrei să faci un proiect școlar bun, ele nu sunt deloc inofensive. Sunt o mare bătaie de cap, ca să nu zic pacoste. Sunt cronofage, sunt energofage, mobilizează părinți, bunici, da, aparținători, pile, fonduri nemaipomenite și sunt un mare generator de emoții. Însă, te fac să simți că viața merită cumva trăită. Și proiectele astea se leagă în bună măsură de două aspecte mari și late. Primul aspect este că învățământul românesc are niște găuri uriașe pe care trebuie cumva să le cărpim. Nu îndrăznesc să spun să le umplem, dar hai să le cărpim cât se poate. Nu facem teatru, nu facem dans, nu facem muzică la modul serios. Bun? Cum face Ana Maria Rusu, de pildă, colega noastră. Nu facem, știu eu, fotografie. Nu se poate așa ceva, să nu faci lucrul ăsta. Nu învățăm să facă un voluntariat de calitate și asumat și responsabil. Și atunci am încercat să merg spre astfel de proiecte. Un prim proiect, în ciuda imaginilor jucăușe și a titlului jucăuș, este din 2007, Lampa lui Aladin, este un proiect pentru un concurs de istorie, care nu semăna deloc de istorie. Bun, n-am să vin niciodată, e vorba de 1619 pagini, pe care noi l-am umplut, am lucrat 11 luni, aproape un an de zile. Am încercat să fim foarte științifici, am pornit de la copii de la 5 ani până la adus 70 ceva de ani, să vedem ce înseamnă internetul pentru ei. Gândiți-vă, eram în 2007, erau cu tot o altă situație față de cea de acum. Am luat interviuri în Germania, în Canada, în Spania, așa am aflat că la Maus, știți cum zic spaniol la Maus, raton. Am reușit să facem acest proiect extraordinar cu care am câștigat premiul întâi pe care era gata să scăpăm, pentru că jurul s-a rupt în două. Jumate din jur a spus, asta nu este istorie. Asta nu e istorie ce a făcut ei. Și treaba asta, mentalități, desene, interpretează desene de copii. Noroc că cealaltă jumătate din jurul mai influentă, probabil, a zis, ba, asta este istorie. Și încă ce istorie? Și atunci am ajuns la Cotroceni, mă rog, am fost premiat de președinte și am început să înțelegem acea vorbă pe care am pomenit-o mai mereu când în intervențiile mele, nu există scurtături. Dacă tu mergi pe calea aia pe care trebuie să mergi, o să ai și succese. Aș mai spune însă un lucru, la drumul de întoarcere eram în gara de nord, eram cu copiii, cu toată grupa de copii și ne îndreptam spre tren. Un copil fără picioare, un copil al străzii, da, care stătea în cărucior, dar avea și o cârjă, a aruncat în altul cu cârja respectivă. Cârja m-a lovit pe mine în cap, lângă tâmplă. Deci am fost la un pas de moarte. Atunci am înțeles altceva. Este foarte comod, putea să lovească un copil sau putea să mă omoare pe loc.
mi-a băgat capul în gât efectiv și astăzi, în momentul în care scutur mai tare din cap, întâlnesc toate oasele. Am înțeles un lucru simplu. Trebuie să te gândești bine. Dacă stai în banca ta, ești mai protejat. Dacă îți asumi foarte multe proiecte, îți asumi foarte multe riscuri. Iar chestia asta am simțit-o foarte mult de-a lungul anilor care au trecut. Și m-am măcinat, trebuie să recunosc că ați vorbit atât de mult de burnout foarte tare. Aici am avut un alt proiect care mi-a plăcut foarte tare, Marta și Maria, în zona religioasă, Marta munca mâinilor, Maria munca inimii, rugăciunea. Copiii au întâlnit niște personalități care le-au schimbat viața. Există aceste întâlniri providențiale uneori. În stânga este, am mers kilometri prin zăpadă ca să întâlnim pe Maica Ierusalema la 93 de ani. Ajutor, era sanitar, dar ajutor pe avion în al doilea război mondial. Da? A zburat foarte, foarte frecvent. Este practic aceea care a reușit să convingă pe Ceaușescu să-i dea drumul să facă pelerinajul din 1973, an de an la Ierusalim. De aici și porecla, Maica Ierusalema. Din coace, vedeți un profesor universitar, Mihai Dumitru, o legendă, pur și simplu a pictat prin Valea Timocului tot felul de biserici. Am fost extrem de impresionați. Copiii, repet, câștigă enorm când se șlefuiesc de astfel de persoane. Mihai Dumitru ne-a povestit un lucru pe care ei nu l-au uitat niciodată și nici eu. Picta la Putna. Și el, Mihai Dumitru, era un mare fumător, era un fumător înrăit. Și nu putea să lase țigara în timp ce picta. A ajuns repede în conflict cu starețul de la Putna, zic, cum să pictezi, fumând. Și Mihai Dumitru a spus, părinte, nu pot, înțelegeți? Și până la urmă, starețul a zis, ok, cedez, fumează dacă vrei, dar cu o singură condiție, să-mi faci sfântul cu țigara în gură. Okay? Mihai Dumitru n-a uitat niciodată treaba asta și... În privința copiilor, în mod sigur au înțeles exact mesajul. Un alt capitol incredibil în care am priceput că iadul poate să fie la o mină de tine este proiectul despre Alea Grădinilor. Este vorba de 400 de suflete de romi care au fost mutați acolo pentru că Ceaușescu voia să nu-i vadă turiștii care treceau pe autostradă. I-a mutat în prim când, i-a lăsat să facă niște bordeie, da? Este o situație absolut îngrozitoare. Am un filmuleț peste care o să sară, însă pentru că mă tem că depășesc, are 3 minute, da? O să sărim peste el, pentru că voi depăși minutele. Însă puteți să mă credeți pe cuvinte, pe cuvânt și după aceea pot să vă postez filmulețul. Este o situație absolut înfiorătoare. Aici sunt copiii. Bordeele sunt neracordate la apă, erau două cișpele, una dintre ele era defectă. În momentul acela era carantină acolo, ne mânca pielea de nu mai puteam. Buda, WC-ul era, numeam în doi pași cu trambulin, adică trebuia să fii foarte atent, pe film se vede, da? Trebuia să fii foarte atent ca să nu pățești ceva. Aici este una dintre toaletele mai puțin periculoase și de aceea copilul stă acolo, alminter nu-i lăsau să facă. Astfel de proiecte ne-au învățat tot felul de lucruri. Trebuie să vă imaginați că de multe ori ele însemnau ca, vă spuneam, 10, 11, 12 luni de muncă și pentru că nu simțeam că terminăm, în ultimele săptămâni practic se mutau la mine. Mâncam împreună, dar dormeam cu schimbul. Imaginați-vă la un moment dat, 3-4 zile în care erau 11 oameni într-o sufragerie, 10 copii și cu mine, da? Pe călare pe două calculatoare și cu mii de pagini în față și ne mai știind cine ce face. Bine, aici am înțeles că la un moment dat presiunea poate fi prea mare și că eu ca profesor sunt cel care trebuie să spună stop, pentru că nu copilul are datoria de a face lucrul ăsta. Emoțiile noastre au fost foarte mari. La un moment dat, un copil a întrebat pe altul, Diana, mai ai col? Diana a spus, mai am col, dar nu mai am suflet. Sunt însă niște copii care au devenit mai puternici. Unul a plecat la Glazer și după aceea la Cambridge, altul scrie la Adevărul și la Dor și așa mai departe. Sunt copii care au învățat din lucrurile astea și acum suntem nu doar fost profesor, fost elev, ci am rămas prieteni buni. Bun. Până la urmă, provocarea cea mai mare însă a fost clubul nostru, clubul 3.14. Nu știu dacă e corect să spun că asta este un fel de educație a la carte. Adică, cumva, copilul nu-i dai meniu, da? Cu felul întâi, felul doi și desert. Îi dai, lasă să servească. Cu ce-i place lui, conform pasiunii lui, să-și ia ce vrea. Fototehnic, muzică, dans, teatru, ce vrea el.
am creat clubul ăsta acum 8 ani și el ne-a schimbat viața total. Copiii vin acolo din pasiune și facem lucrurile cu pasiune. De pildă, asta este revista, o să trec repede peste ea. Este o revistă la care am lucrat un an și jumătate. Aici am înțeles ce înseamnă dezamăgirea. Am fost foarte dezamăgit de mine. De multe ori am fost dezamăgit și de copii. Trebuie să spun, nu o să mă feresc de lucrul ăsta. Pentru că la un moment dat spui un lucru și faci alt lucru și toată munca de un an și jumătate poate să se ducă de râpă. Însă, una peste alta a ieșit un lucru grozav. Am vrut să facem o revistă cum nu e alta, am vrut să facem o revistă profesionistă și cred că ne-a ieșit, dar gândiți-vă că o pagină ca asta înseamnă cel puțin 20 de zile de muncă crâncenă. Pentru a ieși câteva detalii și s-a dus totul, a sărit cadrul din stânga, da? Imaginea din dreapta a plecat și nu se mai potrivește nimic. Avem 60, 70, 80 de variante până ajunge aici. Aici îl avem pe André Martins de Barros, care este un pictor nemaipomenit din Montmartre, din Paris. I-am luat un interviu fabulos, Yves cel Naiv. Mi-am adus aminte, la un moment dat, eleva noastră, lându-i interviu, l-a întrebat: domnule, dar ce faci tu dumneata cu limba română? Tot inventez cuvinte, uibesc, impoetez, versez, ce-s asta? Cât de mare poate să fie libertatea pe care autorul și-o poate lua față de limbă? Iar răspunsul lui Yves a fost memorabil, a spus: poți să violezi limba română cu condiția să-i faci copii frumoși. Bun, o să merg un pic mai departe pentru Florin Bican și Laura Grunberg cu niște interviuri foarte frumoase. Florin Bican a fost absolut încântat de această caricatură. Deși avem desenători extraordinari pe tablete TK, am ales stilul naiv, tocmai pentru a scoate în evidență, nu? Sunt hainele împăratului, Andersen, și blurarea aceea pe care copilul a făcut-o, l-a făcut pe Bican, să spună, este cea mai genială abordare care putea să fie pentru mine. El traducea pe Roald Dahl în română despre hainele împăratului. Trecerea dinspre copilărie spre adolescență, arte și așa mai departe, merg un pic mai repede. Lectura este o formă a fericirii, ultima pe care o vom abandona. Este o revistă care a pledat pentru lectură și este o fotografie minunată, zice aceasta. Încercăm, lucrăm la noua revistă. Aici este un dintre cele mai frumoase articole despre dragoste, texte despre dragoste pe care eu l-am citit. Nu contează că este un copil. Îmi place un pasaj de mai pomenit care spune mie nu-mi plac plimbările, mai puțin acelea din primele clipe de îndrăgosteală, când ai fi în stare să vizitezi și grob de gunoi alături de acela cu amare. Bun? Copiii sunt extrem, extrem de sensibili. Mircea, te iubesc, poezia Buzăului, poezia blocurilor buzoiene. Da? Mircea, te iubesc și cârlige de rufe. Generația Y cu niște imagini mult mai puternice, mult mai colorate. Generația Y este generația Z, evident. Copiii de astăzi care trăiesc cu o viteză în plus, nu față de noi. Față de noi au multe viteze, ci față de copiii din generația anterioară. Teatrul, ce să spun despre teatru? Teatrul este o artă a emoției în mod visceral, categoric, da? Aici te poți juca cu foarte multe lucruri, gândiți-vă la emoția actorului versus emoția personajului. Care e mai importantă oare? Pentru mine, ca profesor, emoția actorului, pentru că îl fac pe copil să se dezvolte, nu? Însă, pentru cel din sală este vorba despre emoția personajului, pentru că ea transmite, nu? Ea îndeplinește funcția aceea de catarsis, purificarea pentru spectator. Am avut 5 ani de teatru fabuloși pe care nu-i regret niciun moment, chiar dacă mi-a fost frică de fiecare dată când un copil nu venea la timp, mă gândeam ce s-a întâmplat cu el, da? Chiar dacă s-au mai întâmplat niște lucruri care m-au costat un an, 2, 10, vom vedea. Însă aici suntem la Bulandra, aici suntem la Teatru de Comedie, nu insist, aici suntem la Excelsior în culise, în cabina de actorilor, aici suntem la Teatru de pe Lipscani. Încetul cu încetul, să știți că dacă am putut să duc proiectele astea, este și pentru faptul că am avut alături părinții și bunicii. Dacă părinții și bunicii ar fi fost împotrivă, mă îndoiesc că puteam să facem, să-mi permiteți cuvântul ăsta, excesele pe care le-am făcut. Pentru că proiectele astea au însemnat o grămadă de excese. Însă sunt sub bun, trebuie să spun. Iată și aici, da?
încercăm să băgăm și muzică în teatru. Aici avem doi actori superbi care sunt și excepțional cântăreți, cântă peste tot în țară, în festivalul de jazz foarte frumoase. Și de aceea încercăm să băgăm muzică și dans foarte mult în teatru. Aici sunt Bianca Mihai și Matei Sava. Bucuria pe care noi o avem, da? Care spune foarte mult de ce accept până la urmă, da? Să plătesc un preț. Accept să plătesc un preț pentru că bucuria este foarte mare. Bun, închei cu un lucru pe care, cu un concurs despre care povestesc mereu și îmi cer scuze față de cei care au mai auzit, dar este un lucru care ne-a sudat foarte mult ca echipă atunci când am început cu clubul și care a însemnat 8 săptămâni cum eu n-am avut niciodată în viață. Deci nu știu nimic, dar la 8 săptămâni decât despre concursul ăsta. Nu știu când au trecut lunile, nu știu ce s-a mai întâmplat. Nu știu cum a venit Crăciunul până la urmă. Rock FM, postul de radio, a propus un concurs care se numea Rebel cu cauză. Da? Și era un premiu foarte serios, un Chopper Harley Davidson a 35.000 de euro, 6 chitare sau 7 chitare, chitări, mă rog, cum vreți să spunem, Fender Stratocaster. Era o chestie cât se poate de serioasă, de a intra 740 de echipaje în toată țara, de adulți. Noi am pierdut primele 2 săptămâni pentru că n-am știut. Și la un moment dat un copil mi-a scris: domn profesor, vedeți, aia de la Rock FM au făcut chestia asta. Ce ziceți, ne băgăm? Am pus imediat pe grup, copilul a zis ne băgăm. Da? De-aia e bine uneori să nu asculți de copii, pentru că e și ceva cu adevărat dureros, la propriu. Bun, am intrat în primii, am spus, avut 740, în primii 100 a fost greu, în primii 50, o să scurtez mult povestirea, în primii 30, în primii 10, în primii 5, în primii 3, apoi am ajuns pe locul 2 și în sfârșit am preluat comanda. Gândiți-vă că doar noi eram copii, toate celelalte echipaje erau de adulți. Bun? Era și primul săptămâni chitară, am reușit să câștigăm 2 dintre ele, însă primul cel mare era evident chopper-ul. Acolo am făcut o mulțime de lucruri. Juriul avea posibilitatea să aleagă dintre primele 10 poziții din cele 740. Câștigătorul era între primele 10. Nu neapărat cea care avea cele mai multe puncte, cele mai multe voturi, ci una din primele 10. Și atunci am făcut o mulțime de lucruri. Ia uitați-vă, am pictat cărți și am ieșit cu ele în stradă, am manifestat cu ele, ne-au întrebat oamenii pentru cine, pentru ce partid, dacă au văzut că nu-i cu partid, au plecat unii dintre ei. Da? Dar noi am mers mai departe. Mi-a plăcut foarte mult când o fetiță s-a apropiat de o fetiță mică de vreo 5-6 ani, s-a apropiat de o fată de-a noastră și a întrebat-o: știi de ce îmi place de tine? Și a noastră a zis: de ce? Și a zis: pentru că nu ți-e rușine că faci ceea ce faci. Ok, este ok. Mi-a plăcut foarte mult. Eram îmbrăcați în 2 coperte de carte de filau. Cele mici s-a părut extraordinar. O să țină minte chestia asta. Am umplut și bradul de Crăciun din Buzău cu cărți, bradul acela de 15 metri. Am făcut o bibliotecă de vreo 1200 de cărți pe care am donat-o după aceea copiilor din Valea Părului, care, ia uitați, au vrut neapărat să ne mulțumesc, au venit îmbrăcați în costume populare, era deja Crăciunul, le-au colindat, ne-am jucat. Ce bine merge muzica rock, am venit și noi cu chitarele, da, împreună cu Straiul Popular, de ce nu? Și până la urmă s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple, s-a dat vestea cea mare între cele 740 de cauze, cauza câștigătoare a fost a noastră. La lectura este o formă a fericirii, ultima la care vom renunța. Rock FM și aliații, mă rog, sponsorii lor, au luptat în tot anul care a urmat pentru această cauză. Chopper-ul a fost câștigat de unul dintre votanții noștri, conform răspunsului, au venit și chitarele pe care le vedeți la cele două fete. Bun. Acum, întrebarea mea este, cred că am depășit cele 30 de minute. Doru, te-ai uitat cumva? Sincer, nu am uitat. Eu mă uit cu gura căscată a treia oară. Spuneți-mi dacă îmi permiteți încă 3 minute. Dacă nu-i nicio supărare, treci direct la concluzie. Bineînțeles. Încercăm un filmuleț. Deja l-am pierdut pe cel cu Alea Grădinilor, care era minunat. Haideți să nu-l pierdem măcar pe acesta. Să vedem dacă pot să pun un... Sperăm că merge. Ok, hai să vedem. O să închid asta. Bun. Vă spuneam că era posibil să nu câștigăm acel concurs pentru că se putea alege, era stelia antenasă în momentul acela șerului, se putea alege de către alt proiect și aveam niște proiecte tare în spate. Pe locul 2 erau manelele, cum facem cu ele, cum le rezolvăm. Pe locul 3 era religia în școli. Okay?
Deci erau teme arzătoare, teme care creau polemici. Și atunci am simțit că riscăm. Și am mai aruncat o carte pe masă, ca să zicem așa, un as, speram noi. Pentru că era vorba de lectură și despre muzica rock, Rock FM, am încercat să facem un videoclip. Am venit la 10 dimineața, până la 1 nu avea nicio idee, după care am intrat în transă și la 11 seara eram gata cu clipul. Mă rog, au fost ceva probleme atunci cu părinții care nu și-au mai recunoscut copiii, dar asta este. Bun. Acum este în continuare, vedeți ceva negru pe ecran? Da. Bun. Atunci hai să dăm drumul. Sunt 3 minute în care am încercat să arătăm și uitați-vă la secvența finală, pentru că acolo este mesajul pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Am încercat să arătăm că rock-ul și cărțile merg mână în mână. Trebuie să-și aude. S-a micșorat și nu se mai aude, nu se aude. Da, da. Fereastra nu mai e pe tot. Așa. Dar din păcate merge destul de sacadat și nu știu, eu nu aud. Regulă, mă auziți? Ne auziți? Da, vă mulțumim. Ok, bun. Am să închei spunând în felul meu lucruri care durează mai puțin de un minut. Primul lucru, în toate proiectele astea, sigur că au fost destule și au fost multe emoții negative, însă nu asta a fost marea problemă, pentru că emoțiile pozitive au fost mult mai mari. Marea mea problemă a fost oboseala, categoric. Deci nici de cum emoțiile negative, oboseala. Iar al doilea lucru, pe care vreau să vă spun, și de asta am încercat să termin cu acest proiect, da? Cu proiectul despre rebel cu cauză, nu trebuie să-i lăsăm pe copiii noștri să fie rebeli fără cauză. Ei merită să aibă o cauză. Asta nu înseamnă să le găsim noi, nici de cum să le impunem. Însă, în momentul în care și-o găsesc, este nemaipomenit să fim alături de ei. Mulțumesc frumos! Și mai mulțumim, Dane!
Am să închei eu share screen-ul tău? Nu. Așa. Da, l-am încheiat deja. Gata, da. Da, mulțumim. S-a văzut. De auzit s-a auzit așa când și când. Okay. Din păcate are și Zoom-ul limitele lui. Dar de văzut s-a văzut și foarte, foarte, foarte fain. Da, nu știu, ca de fiecare dată spun după o prezentare de-a ta, nu știu ce mai e de zis. Toți cei care suntem aici și nu numai noi, într-un fel sau altul, suntem oameni care punem suflet și care ne implicăm, însă mi se pare că felul în care tu arzi alături de copiii tăi e, cum să spun, așa impresionant și aproape intimidant. În același timp e, cred eu, foarte interesant și problema pe care o ridici, pentru că tu nu vii și spui doar, ok, uite, am făcut toate lucrurile astea, sunt minunat, ci dimpotrivă atrage atenția asupra faptului că lucrurile astea au costuri și costuri psihologice și costuri fizice și costuri de felul ăsta mă refer, și că poate ar trebui tot timpul să avem în minte balanța dintre ceea ce putem da și ceea ce nu putem da. Și dacă luăm lucrurile așa un pic în tradiție utilitaristă, filozofică, trebuie să ne gândim și la generațiile care trebuie să mai profite de noi niște ani de aici încolo, spun. Așa că e bine să nu cădem în momentul prezent. Dacă pentru Dan sunt întrebări, comentarii, observații, în afară de comentariile pozitive și entuziaste pe care le văd, acum e momentul. Inițial gândisem o sesiune de întrebări și răspunsuri la final. Nu cred că mai e cazul de o sesiune separată. Întrebări au tot fost puse invitaților. Monica, vrei să spui ceva? Da, mulțumesc. Eu l-aș întreba pe Dănuț ce face cu burnout-ul, pentru că trebuie să ne promită că o să facă ceva, în afară de faptul că are o soție psiholog și nu cred că poate apela la dânsa. Mulțumesc. Da, e corect. Primul lucru pe care mi-l spune soția, nu eu pot să te ajut, dar trebuie să mergi la altcineva dacă sunt probleme. Da, am mai spus odată într-un webinar, nu o spun cu plăcere, dar nici nu mă ascund. S-a întâmplat, am avut o cădere îngrozitoare, care a însemnat că o lună de zile n-am mai putut nici măcar să mă întorc de pe o parte pe alta, nimic nu mai avea niciun sens pentru mine. Adică era tot așa un Crăciun în 2004 și oamenii spuneau, hai să ieșim, e Crăciun, hai să ieșim. Iar eu chiar nu înțelegeam ce vorbea la mine. O lună am zăcut ca un gândac, din acela răsuna pe spate. După care m-au internat în București și m-au căutat săptămâni întregi și n-au găsit nimic. Și m-au dat afară din spital și au spus, omule, asta se numește oboseală cronică. Ce s-a întâmplat cu mine este creierul meu a setat poate doamna psihoterapeut sau domnul Vlad ne pot ajuta, mi-a setat temperatura în mod anormal. Făceam febră de 6-7 ori pe zi, da? Nu foarte mare, 37 cu 5, cu 8, dar mă zgâlțea atât de tare încât o oră eram aproape terminat. Și dacă erau 6-7 pe zi, îți dai seama cam cum era viața mea. Le spunem și colegilor că am avut ocazia asta și mulțumesc, Doru, că așa este, trebuie întotdeauna să subliniem chestia asta și mulțumesc, Monica, pentru că ai pus întrebarea. După 2 luni de zile, cu foarte mare greutate, am reușit să țin o oră la școală. Dar a fost o oră de discuții în care, de fapt, copiii vorbeau și eu mai dădeam din cap. Și abia după încă o lună, cu o schimbare de dietă, cu un trai cu totul diferit, am început să-mi revin. Nu e o glumă. Deci nu este o glumă, este o încercare din care ești foarte greu și ești marcat pe viață. Spunea Vlad că pot exista diverse tipuri de manifestări. Ei bine, la revistă, după un an jumate, manifestarea mea a fost că mi-a crescut pulsul. Adică s-a dus în mod normal, de la 90, cum aveam eu cam mare, spre 123-125. Nu mi-a crescut pulsul într-o zi, ci acolo a rămas. Atunci a trebuit, efectiv, să iau medicamentație și 6 luni de zile, să zic că l-am pus la punct.
Sună horror, îmi dau seama, însă cred că e tare important, să vedem, să fim cel mai tare, mă doare că nu sunt, este adevărat, dar măcar aici, doar că așa am începusem, măcar aici pot să-i sfătuiesc pe alții, fiți înțelepți, da? Nu ajungeți ca mine, este un risc pe care nu merită să ne asumăm și eu însumi categoric acum. Sunt Da, ne cred că suntem printre foarte puținele întâlniri de tipul ăsta care facem motivarea profesorilor pe tipul așa nu, știi? Adică, uite, de regulă oamenii arată ce fac și spun, uite, așa, da, așa trebuie. Noi spunem, uite, îl arătăm pe Dan Solcan, nu faceți ca el, așa nu. Sau, mă rog, faceți mai moderat. Da, că spui, să știi că și eu am avut o chestie similară și am descoperit-o în timpul unui control medical de rutină care era pentru altă problemă. Eu m-am dus la ORL că mă durea capul și eu presupuneam că e o sinuzită. Bine, cei care mă cunosc știu că eu sunt și un pic ipohondru, așa, și din când în când am chestii în capul meu. Și am descoperit întâmplător că aveam tensiunea 17 și pulsul 125 când eram liniștit și odihnit. Și tot așa cu medicația am ajuns să le mai cobor și să sper să trec cu bine peste pandemie. Întreabă cineva și ce faceți când obosiți? Ți-a răspuns Dan sau... Da? Da, Vlad Trăiescu întreabă. Nu știu dacă Vlad a întrebat sau ce faci? Da, e Pelican. Ah, ok. Și ce faceți când obosiți? Continuați. Eu nu obosesc dacă nu mi se alterează somnul decisiv. Deci eu adorm foarte greu, dar de obicei dorm până când sună ceasul. Însă în momentul acolo înainte de a suna ceasul, cum a fost astăzi de pildă, înseamnă că stresul meu este major. Astăzi a fost din alte motive, în niciun caz din cauza conferinței. Însă, într-adevăr, sunt momente pe care le urăsc. Mie îmi plac foarte mult lucrurile pe care le fac, dar nu în momentul în care vin de la școală, am terminat la 7:30, la 8:10 sunt acasă, iar după aceea trebuie să fac... Ce mi-ar plăcea mie atunci ar fi să iau cina cu soția, după aceea să mă uit poate un pic la televizor, 10 minute, jumătate de oră și să mă culc. Ei, eu, în momentul ăla trebuie să fac lista de 20 de lucruri care mai sunt de făcut în seara asta. Alea sunt niște lucruri care e clar că mă marchează. Sunt momente în care încep să tai. Asta fac, când sunt foarte obosit, încep să tai, pentru că nu există altă variantă. Și dacă nu aveam soția psiholog, cred că în momentul ăsta era mult mai rău. A contat foarte mult. Foarte mult. Vă mai spun un lucru, îmi pun o cască pe cap. Soția mi-a luat o cască în care aud păsărele. Da? Deci îmi pun o cască pe cap și cu cât auzi mai multe păsărele, cu atât ești mai liniștit. Deci dacă păsărele este de rău, știți, este pe dos. E pe dos. Da, este o cască care îți arată starea de liniște, sunt sigur că dumneavoastră știu foarte bine. Da? Este casca care, dacă ai o stare de nervozitate, îți arată imediat aparatul și dacă vrei să te liniștești un pic, trebuie să lucrezi. Încerc să fac asta, încerc să fac respirație, inclusiv de pe tutorialele lui Mircea Mica și alții și alții. Da? Încerc cumva să găsesc soluții. Eu reușesc asta cu păsărelele și fără cască, să știi. Da. Ok. Ce să spun? Eu vă mulțumesc tuturor pentru momentele intense și emoționante. Întreabă cineva înainte de cuvântul meu de final, cum se cheamă casca și de unde se poate achiziționa? O pot intra, dacă mai durează 10 secunde, o întreb pe soția mea. O secundă. Da. Nicio problemă. Da, mulțumim și noi pentru toate lucrurile bune pe care ni le-ați spus în comentarii. Am văzut că și pe Facebook sunt câteva sute, spre 500 de comentarii. O să-mi iau timp să trec prin toate, le-am mai răspuit din când în când. Ne-am apropiat de finalul întâlnirii de azi. A fost câteva ore
pe care eu sper din suflet că le-ați găsit interesante și ofertante și că au fost și utile, dincolo de faptul că au fost intense. Și ce să spun, sper să fie cu noroc și cafeneaua Meritos de la Galați și împreună cu surorile ei mai mari de la Buzău sau de la Baia Mare să aibă un viitor, să fie ceea ce ne dorim să fie. Să știți că atunci când am discutat cu Doina despre făcutul acestei cafenele, ideea nu era să știu eu să mai facem încă un webinar. Ideea nu era să facem încă o întâlnire online printre multele întâlniri online din perioada asta, ci ideea era să pornim un proiect care pentru mine cel puțin se leagă de speranța de a deveni un pol coagulant pentru comunitatea de profesori întâi din Galați, dar și din jurul Galațiului. Avem prieteni și avem oameni dispuși să ajute peste tot, la Buzău, la Brăila, la Focșani, dar și mai departe, da? După cum vedeți, la Baia Mare, la Cluj și așa mai departe. Cred că împreună chiar putem porni revoluția aia despre care vorbea Vlad. Realitate alternativă în care să putem respira. E, și spun asta nu cu naivitate. Cei care mă cunosc, cel puțin colegii din Merito, știu că sunt insuportabil pe la școlile Merito. Adică cum încearcă oamenii să spună ceva că se poate și că o să facem și să vin eu și spun: o, e adevărat, vorbiți, nu se poate, domnule, nimic. Deci chiar să antipatic, nu-s genul care se inflamează doar ca să se inflameze. Dar de data asta chiar cred că se poate. Nu va fi ușor și toate variabilele astea trebuie luate în considerare. Să reconstruiești comunitatea profesorilor din România nu e o chestie de un an sau de o lună. E probabil o chestie de care noi nu ne vom bucura decât parțial, poate viitoarele generații de profesori. Și să reconstruiești motivația unor oameni care au fost călcați în picioare nenumărate feluri în ultimii 20-30 de ani nu e un lucru ușor. Dar ceea ce ne propunem împreună cu colegii de peste tot din țară care vor să se alăture este să arătăm că literalmente se poate. Și că se poate într-un mod care să nu fie naiv, psihologic sau terapeutic și care chiar să ne acorde sprijinul. Înainte să-l las pe Dan să facă momentul publicitar cu casca cu păsărele, eu voiam doar să spun că vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat. După cum am anunțat, vom trimite un formular de feedback. Formularul va fi trimis la toată lista celor care s-au înscris și dacă mai sunt și alții care nu s-au înscris, dar vor să ne lase adresele de mail, să trimitem formularele cu cea mai mare plăcere. Dacă veți dori și o adeverință de participare, o să scrieți asta în formular și o să o primiți. Și o să o primiți în timp util, nu cum se mai întâmplă uneori în învățământ. Cred că eu mai am niște adeverințe de primit de până în 2003 așa. Da, pe mail. Nu știu dacă o să o primim pe mail, mai vorbim, dar într-un fel sau altul o să o primiți. Încă o dată mulțumesc tuturor. Dane, deci de unde luăm casca? Asta este dependent, pur și simplu, se numește Muse. Muse, da? Dacă scrii Muse, the brain sensing headband. Deci the brain sensing. Dacă scrii Muse, o să-ți dea o trupă de rock, da? Dacă am treci da, prima... simte ce trupă, e o trupă foarte tare, da? Da. Dar dacă scrii headband, da? Brain sensing, e fără probleme. Deci Muse, brain sensing. Asta este un miracol, da? Și experiențele sunt cât se poate de plăcute. Ok. Mulțumim foarte mult. Doamna Geru, dacă vreți să ne spuneți ceva cu ultimele puteri ale bateriei telefonului. Da, domnul Căsăian, mulțumesc. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor participanților, celor care au fost pe platformă și celor care ne-au urmărit live pe Facebook. Vreau
să vă spun că vă suntem foarte, foarte recunoscători că ați fost alături de noi astăzi și că simțim foarte multă căldură din partea dumneavoastră și că asta pune presiune pe noi, dar ne motivează într-un mod extraordinar. Noi vom continua seria noastră de Cafenele Merito, noi vom continua videoconferințele noastre începute cu partenerii noștri tradiționali și vreau să vă spun că tot ce am auzit astăzi îmi dă o speranță teribilă, pentru că am convingerea că de aici se pornește și că sunt ca niște huburi așa în toată țara, sunt niște huburi de entuziasm emoțional și de putere care se distribuie așa în toată țara și profesorii au văzut astăzi, și nu numai profesorii, poate și părinții și toți care ne-au ascultat, au văzut că nu e nicio problemă dacă sunt obosit, nu e nicio problemă dacă am o depresie, atâta vreme cât o recunosc, mă las să o trăiesc și am puterea să cer ajutor. Deci asta cred că este lucrul cel mai important pe care ar trebui să reținem din toată conferința noastră de astăzi, din toată cafeneaua noastră de astăzi. Eu atât am avut să vă spun. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați fost cu noi și mulțumesc tuturor celor care de la care astăzi am învățat grozav de mult. Mulțumesc frumos! Încă o dată și eu mulțumesc și dacă, nu știu, mai vrea cineva să spună un cuvânt de final, cam ăsta e momentul. Da, iată, să știți, a spus Doina că am fost văzut de profesori și nu numai de profesori. Să știți că și elevi ne-au urmărit, cel puțin dintre ai mei eu cunosc cel puțin unul, dar n-am vrut să vă intimidez, adică mă gândeam că nu o să mai fiți firești. Și de-aia abia acum vă spun. Oricum, rămâne între noi și ei discuția de azi. Încă o dată mulțumiri și vom continua cu Cafeneaua Merito. Vom vedea frecvența. Monica, voi cât de des o faceți la Buzău? O dată pe lună. O dată pe lună, ca salariu. Ok, o să încercăm și în noi. În prima joi, nu, Dănuț? Prima joi din lună, da. Da, nu... Încă n-am început, am început să venim la voi. Mulțumesc și eu foarte mult. Eu mi-am găsit deja un colaborator pentru un proiect în timpul chat-urilor. Normal, că doar nu o să stăm așa doar să vorbim. Mai scriem un proiect în timpul ăsta. Ești mulțumesc mult, Vlad, mulțumesc mult, Sandrina, mulțumesc mult, Monica, mulțumesc, Dan, mulțumesc, Tatiana, mulțumesc, Dănuț și tuturor celor care ne-au urmărit. După o vreme o să puteți vedea, mă rog, bănesc că cei de aici n-au o pasiune de astea să revadă ce au văzut azi, dar cei care n-au văzut azi, probabil o să poată vedea pe canalul de YouTube al Casei Corpului Didactic întâlnirea de azi. Mulțumesc mult și, Dănuț, poți să te întorci la treabă. Restul, vă rog să vă bucurați de weekend și să vă odihniți. La revedere, mulțumim mult! La revedere! La revedere! Cu mare drag! La revedere și eu mulțumesc frumos pentru tot! Și eu mulțumesc, Andreea! Mai bine, sănătate! Plin de sens, de frumusețe, de emoție. La un moment dat plângeam, bine că nu se vede. Ah. Că toți am avut un moment din ăsta. Deci pe cuvânt. Da. Super, super! Sunteți minunați! De fapt, suntem... Felicitări! Felicitări și mulțumiri! Pentru tot ceea ce faceți și apreciez foarte mult Casa Corpului Didactic Galați pentru inițiativă, pentru aceste activități extraordinare. Acest exemplu ar trebui și alte CCD-uri să ia de la dumneavoastră. Bine, și noi ne-am luat după alte CCD-uri, cel puțin un CCD este, din ceea ce cunosc eu, e impresionant, mă refer la CCD Buzău, evident, dar asta nu înseamnă că mă știu toată, nu știu atât de bine activitatea celorlalți încât să permit să emit judecăți. Însă eu cred că se vede
că se depune efort și că e multă muncă și se vor vedea și rezultate, sunt convins. Acum felicitări pentru tot ceea ce faceți și să știți că pentru noi cadrele didactice aceste discursuri sau aceste întâlniri chiar sunt un real sprijin pentru noi, pentru această deschidere, mai ales în situația în care ne aflăm în învățarea aceasta hibrid. Mulțumim frumos tuturor pentru împărtășirea experiențelor frumoase. Mulțumim. O să facem un grup de suport, așa am o presimțire. Domnul, da. Bine, nu e musai să închid Zoom-ul, dacă... Da, văd că... O putem face. Eu am zis să nu acum, eu am să nu fiu nepoliticoasă, să ies totuși dintre ultimii, da. Da, păi o să vă invit atunci când doriți să părăsiți, să nu mă așteptați pe mine neapărat. Tu vei fi chiar ultimul. Eu chiar trebuie să sting lumina și să apăs butonul de stop recording, așa că încă o dată mulțumim, sunt convins că are sens ce facem, pentru că altfel n-am face-o. Toți suntem oameni ocupați. Bine, nu ca Dănuț, dar suntem oameni ocupați cu toții și nu cred că ne-am pierdut timpul cu prostii. Toți credem în utilitatea și sensul acestei întâlniri. La revedere și pe data viitoare. Felicitări, sănătate multă! Mulțumim! Am ieșit din live-ul de pe Facebook? Nu, Doina! Acum am ieșit!